Infor energetica din suflet pentru suflete de Neluța Stăicuț Cum să-ți vindeci trupul, emoțiile și relațiile? Volumul 1 Prefață În ultimii ani a apărut o multitudine de volume privitoare la diverse terapii alternative sau complementare, care se întrec în a descrie căile de vindecare sau ameliorare bolilor fizice, sau atingătoare ale psihicului prin diverse tehnici de reechilibrare și armonizare a tuturor celor trei structuri, fizic, psihic și suflet. Atunci, de ce acest volum? Ne-am putea întreba, ce aduce el nou? În primul rând, trebuie să precizăm că autoarea, Neluța Stăicuț, iată un nume format din două diminutive, ca un alint. Are darul nativ al narațiunii, grație căruia reușește parcă să ne ia de mână și să ne poarte atât spre copilăria și adolescența ei, mai apoi spre încercările vieții care au rămas în memoria de lungă durată, pe care le redă într-un stil original, pornind din prezent, din evenimente mai mult sau mai puțin dramatice, toate expuse sub și prin puterea credinței în Dumnezeu, așa cum o știm înrădăcinată din moși strămoși în neamul nostru ortodox. Este permanent preocupată încă din copilărie de binele aproapelui, culminând cu alegerea unei căi de vindecător în absența studiului medicinei pe care și l-ar fi dorit. A studiat for Energetica, veți descoperi în volum cum este definită, ce este și cu ce se ocupă această disciplină. Apoi a ajutat cum a putut mai bine multe persoane pe care destinul i le-a adus în cale, dar nu s-a oprit aici. A hotărât să scrie experiența sa de viață pentru că ideile care stau la baza unei vieți echilibrate, promovate de toate școlile sapiențiale din lume, să ajungă la oameni. De altfel, iată propria mărturisire ca argument al scrierii acestei cărți. Am scris din nevoia mea de a-mi dărui sufletul cât mai multor oameni, să pot fi de folos, să pot dărui din darurile primite cu atâta generozitate de la Tatăl Ceresc. Credința dătătoare de speranță și putere este mereu invocată aproape ca un laic motiv. Citez. Ea este acolo, în sufletul meu, mai manifestă decât oricând, mai prezentă decât mi-am imaginat vreodată că voi fi în stare. Rugăciunile, mulțumirile pe care le adresez permanent lui, celui Suprem. Știu și am simțit fizic prezența lui acolo, în spital, în sala de operații. Ajungând aici cu lectura, ca dovadă a unicității în universalitate, mi-am amintit de un poem al meu scris în urmă cu peste 20 de ani, în care este evocată atât piatra de temelie, credința, cât și sinceritatea comunicării scriitorului față de cititorii săi. Am fost furată de o carte și împuținată m-am simțit, lipsită de piatra care ținea temelia zidirii mele, în poem, cea care mă arăt lumii cu însetările, cu flămânzelile, cu trupul gol, cu pieptul deschis, ca la operația pe cort. Eu, asemen vouă sunt, să vă puteți vedea ca într-o oglindă interioarele inimii în înflorirea lor ascunsă, în gând, eu asemen vouă sunt. Să vă știți cum sunteți, cum nu sunteți. Cartea Sfântă, din volumul Regatul Ascuns, 1996, autor Elena Armenescu, membră a Uniunii Scriitorilor din România. Convinsă de faptul că totul are un rost, totul ne este dat. Spre a fi împlinit, autoarea descrie propriile experiențe cu scopul de a ne determina să mai câștigăm un război cu noi înșine și să devenim mai luminoși, mult mai înțelepți, și astfel să putem să fim sprijin celor apropiați sau celor cu care ne este dat să ne întâlnim, care poate că nu au înțeles încă sensul acestor lucruri. Cât privește partea a doua intitulată Experiențe de terapeut pacient, apreciez că este absolut captivantă expunerea fiecarei povești, tot sub semnul ocrotitor al Divinității sugerat chiar din titlurile care ne duc imediat cu gândul la Cartea Sfântă, cum sunt, când Dumnezeu vindecă oamenii prin oameni, bate și ți se va deschide, cere și ți se va da, etc. Autoarea este la curent cu ultimile cercetări și descoperiri privind puterile nevăzute ale gândului și, în principal, ale rugăciunii și ale semnului crucii. Astfel, menționează pe fiziciana Angelina Malakovskaya din Rusia, care timp de 10 ani, împreună cu un colectiv de cercetători, au studiat proprietățile miraculoase. Ale acestor două practici care fac parte din ritualul creștin, respectiv puterea rugăciunii și cea a simbolului creștin, crucea. Nu putea fi omis un alt prodigios și apreciat autor al binecunoscutelor conversații cu Dumnezeu, neale Donald Walsh, scrieri care au pus pe gânduri și au făcut să se schimbe în bine milioane de oameni din multe țări și continente. Sigur, autoarea ne oferă în plus alături de multe sfaturi citate din operele personalităților moralizatoare ale lumii, tocmai spre a convinge cititorul, dacă mai este cazul, să îmbrățișeze calea armoniei, a păcii interioare și exterioare, calea iubirii, subliniind faptul că orice ni s-ar întâmpla, trebuie să rămânem optimiști. Mă alătur autoarei Neluța Stăicuț, care, spre final, cu trimitere și la învățământul biblic, ne îndeamnă. Fiți optimiști! Bucurați-vă de fiecare clipă a vieții voastre ca și când ar fi ultima. Viața este superbă, merită trăită, la intensitate maximă. Așadar, Consider că acest volum trebuia să fie scris nu numai pentru că dezvăluie trăirile și zbuciumul existențial al unui personaj care și-a intersectat pașii ca oricare dintre noi cu alte zeci și mii trăitori creștini în acest teritoriu spre începutul mileniului al treilea, într-o lume debusolată de atâtea întâmplări istorice, lume care își caută calea ci și pentru faptul că reușește să ne indice o variantă de accedere spre echilibru. Volumul inforenergetica în care sunt intercalate memorii cu date științifice și fapte de viață merită să fie citit de cât mai mulți doritori de înălțare spirituală, devenire care nu se poate face decât în condiții de sănătate a corpului fizic de deopotrivă cu cea a sufletului, concept antic al medicinii zamolxiene elaborat și practicat de și acestui neam pe pământul binecuvântat de Dumnezeu, care astăzi se numește România. 10 martie 2015, Elena Armenescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Pagini de mulțumiri, recunoștința, este memoria inimii, Honore de Balzac. Fii recunoscător pentru ce ai și vei sfârși prin a avea. Opra Winfrey Este ora 3.30 dimineața. Încerc să adorm, însă nu pot. Mâine este necesar să trimit cartea la domnișoara care va pregăti această carte pentru tipar. Tocmai am primit prefața de la o doamnă absolut specială, care a reușit fără prea mare efort să mă facă să plâng în hohote pres de vreo jumătate de oră. De ce am plâns? Simplu, pentru că am trimis această carte la această minunată doamnă cu smerenie, cu o strângere de inimă, știind câte cărți are dumnea ei tipărite, cât de specială, cât de deosebită și cât de elevată spiritual este dumnea ei pentru a-mi face prefața acestei cărți. Iar când am citit-o, nu-mi venea să cred că această doamnă a apreciat strădania mea. Nu puteam să citesc din cauza plânsului care mă neca, de emoția care mi-a strivit sufletul, de bucuria că, iată, o a doua persoană apreciază strădania și munca mea. Prima persoană fiind domnișoara care a făcut posibilă apariția acestei cărți, ba și îndrăzni să spun că dacă această tânără nu ar fi apărut în viața mea, această carte nu ar fi acum în mâinile voastre. Deci, încerc să adorm, iar somnul nu dorește să poposească și în patul meu, ba chiar îmi face semn cu ochiul că nu va veni până ce nu îmi voi termina treaba. Stau și mă gândesc. Oare ce mai am de făcut? Atunci, așa de nicăieri, apare gândul că eu nu am făcut cel mai firesc și normal lucru de pe pământ. Nu am mulțumit celor care m-au ajutat, într-un fel sau altul, să tipăresc această carte. Primul căruia îi voi mulțumi și voi fi recunoscătoare până ce mă voi întoarce acasă este el, supremul. El, a toate Creatorul, el, tatăl, el, bunuțul, care, în primul rând, a avut grijă să ajung pe acest pământ. Apoi, a avut grijă să-mi îndrume pașii pe cărările vieții. M-a ridicat când am căzut, m-a împins de la spate, când nu mai doream să merg mai departe. M-a inspirat, m-a protejat, dar mai ales mi-a deschis uși, multe uși, unde era necesar să intru și să-mi rezolv atât de multe lucruri. Mulțumesc, Doamne, pentru tot și toate. Apoi, le voi mulțumi părinților mei terestri, care chiar dacă unul nu m-a dorit, altul m-a chinuit, i-am ales atunci când am venit aici, pentru că aveam nevoie de acele lecții, aveam nevoie de acele evenimente în viața mea care să mă călească, să mă facă mai puternică și mai curajoasă. Fără acele experiențe, în mod cert, nu aș fi fost această neluță. Apoi le mulțumesc din toată ființa mea, tuturor învățătorilor, profesorilor și mentorilor mei din toată existența, pentru că datorită lor am învățat atât de multe lucruri care mi-au fost de folos, care îmi sunt de folos, care m-au cizelat, m-au format, m-au transformat, m-au făcut cea pe care unii dintre voi o cunoașteți. Fără ei, nu aș fi reușit nimic în viață. De asemenea, mulțumesc din toată ființa mea familiei mele care m-a susținut, care m-a încurajat, care m-a sprijinit. Dar mai ales este necesar să-i mulțumesc soțului meu care a preluat o serie de sarcini familiale doar pentru a-mi crea mie confortul necesar spre a putea să-mi realizez visele de o viață. Apoi le mulțumesc tuturor șefilor de la toate locurile mele de muncă. Într-o viitoare carte, vă voi invita să parcurgem împreună drumul străbătut spre devenire, spre înțelepciune, spre desăvârșire. Le mulțumesc și celor buni, amabili, înțelegători, omenoși, însă nici nu mă gândesc să nu le mulțumesc și celor mai puțin buni, celor care în anume perioade din viața mea, mi-au făcut din locul de muncă cel mai neplăcut loc. Și de la unii și de la alții am avut atât de multe lucruri de învățat. De aceea le mulțumesc din tot sufletul și le voi păstra o via amintire. Fără ei, astăzi, nu m-aș fi putut bucura de cei 40 de ani de muncă. Le voi mulțumi tuturor colegelor și colegilor mei din toți anii de muncă, deoarece de la fiecare dintre ei am avut câte ceva de învățat. Cu fiecare dintre ei am câte o poveste, am câte un moment din viață când ne-am atins sufletele și acele momente nu pot fi uitate, doar acelea ne rămân. Doar cu acele momente în suflet ne vom întoarce acasă. Apoi le voi mulțumi tuturor medicilor pe care. A fost necesar să-i deranjez o viață întreagă. Fie că lucrau pe salvare, fie că mi erau medici de familie sau medici specialiști, toți, dar absolut toți m-au ajutat când nu am mai putut. Și astfel am putut să trăiesc o viață aproape normală, chiar dacă am avut problemele pe care le-am avut. Însă se cuvine să mulțumesc în mod special colectivului de medici care acum aproape patru ani. Mi-au redat sănătatea, mi-au redat bucuria de a trăi prin operația pe care mi-au făcut-o. Dacă ar fi în puterea mea, le-aș face fiecăruia câte o statuie în mărime naturală ca semn de prețuire pentru munca, devotamentul și dedicarea cu care se implică în salvarea fiecărui pacient care intră în sala de operații. Apoi le-aș mulțumi și le-a săruta mâinile tuturor asistentelor și infirmierelor care, pe parcursul anilor, m-au vegheat și m-au ajutat cu toată dragostea lor. Vă mulțumesc, doamnelor, sunteți niște persoane absolut speciale, hăruite de bunuțu, cu suflete minunate și cu o misiune clară de a vegea la căpătâiul bolnavilor, iar voi... Vă achitați cu brio de această frumoasă însărcinare pe care ați primit-o de la Dumnezeu. Nu pot să nu mulțumesc tuturor acelor persoane care, prin apariția lor în viața mea, mi-au schimbat viața în bine, care m-au ajutat, m-au învățat, m-au sprijinit, m-au inspirat, dar mai ales m-au iubit și m-au apreciat. M-au ajutat să-mi recapăt încrederea în mine însă atunci când nu mai speram nimic. M-au ajutat să zâmbesc și chiar să râd cu poftă. M-au ajutat să străbat lungul drum al vieții mai ușor, cu mai puține griji. Știam că dacă le cer ajutorul, sunt acolo și mă vor ajuta, mă vor ridica dacă voi cădea. Și au făcut-o de multe ori. Oameni care, asemenea îngerilor, au apărut în viața mea, o perioadă scurtă de timp și-au făcut menire în viața mea, apoi au dispărut la fel de brusc precum au apărut. Chiar dacă nu mai știu nimic de ei, chiar dacă nu-i mai întâlnesc, chiar dacă nu le mai pot adresa vreun cuvânt, unii au plecat din planul terestru, alții au plecat doar din viața mea și nu mai știu nimic de ei. Le voi rămâne veșnic recunoscătoare. Iar dacă se întâmplă ca vreunul să citească această carte, să știe că nu i-am uitat, că iubesc și că le-am rămas recunoscătoare pentru tot și toate. Apoi este necesar să-i mulțumesc prietenului și colaboratorului meu, datorită căruia am mers la acele întâlniri cu nume parcă predestinat mie. Vreau să fiu scritor, unde am avut șansa să o cunosc pe această tânără inimoasă, care doar în câteva minute a reușit să mă convingă că da, și eu pot să fiu scriitor. Că m-a convins, poate nu-i mare lucru, însă m-a ținut de mână și m-a învățat pas cu pas ce am de făcut, dar mai ales s-a implicat în tehnoredactarea și tipărirea acestei cărți. Le mulțumesc amândurora din toată ființa mea și le spun că îi iubesc din tot sufletul pentru dragostea și ajutorul primit de la ei. Apoi, în ordinea firească, îi mulțumesc din toată ființa mea, Doamne, care a scris prefața acestei cărți. Stimată Doamnă, vă iubesc din primul moment în care v-am cunoscut la întâlnirile de la noul pământ. Ați fost atât de deschisă, atât de firească, încât a fost și este în permanență o onoare că v-am cunoscut. Cred că Dumnezeu, încă de atunci, pregătea această carte. Vă mulțumesc din suflet pentru că existați, pentru că v-am cunoscut și pentru că ați avut amabilitatea să-mi scrieți această prefață. Nu în ultimul rând, le voi mulțumi tuturor celor care vor lucra la tipărirea acestei cărți. Știu că nu este o muncă ușoară, și de aceea. Mă înclin în fața muncii dumnealor și le mulțumesc frumos. Apoi, voi mulțumi din suflet persoanelor care mă vor ajuta să înregistrez această carte, care mă vor ajuta să o copiez ca ea să ajungă în fața dumneavoastră. Se cuvine să vă mulțumesc din toată ființa mea și vouă, tuturor cititorilor mei. Și celor care îmi veți aprecia munca, și celor care nu veți aprecia această carte. Și unora, și altora, vă sugerez să luați aminte și să încercați să învățați din exemplele date în povestirile din această carte, deoarece nu avem timp să experimentăm totul. Și de aceea este bine uneori să mai învățăm și din experiențele altora. Ei, iar acum este absolut necesar să mai mulțumesc cuiva în mod special. Da, am citit bine. Mai este cineva fără de care, cu tot ajutorul dat de toți cei menționați anterior, această carte nu ar fi putut să se nască. Da, acea persoană specială, deosebită și unică, sunt eu, Neluța și îi mulțumesc mie însă pentru perseverență, pentru răbdare, pentru pasiune, pentru implicare, pentru muncă și pentru seriozitatea cu care am abordat acest subiect, chiar dacă poate, părea o joacă de copil. De la nouă ani aștept cu tenacitate și răbdare să-ți pot spune cu sufletul deschis. Îți mulțumesc, Neluța! Sunt mândră de tine! Capitolul 1. Despre mine și nu numai. Pentru a realiza lucruri mari, trebuie să visăm, nu numai să facem, trebuie să și credem, nu numai să plănuim. Anatol Franz. De ce această carte? Am simțit cu toată ființa mea că oamenii au nevoie de oameni, au nevoie de ajutor, au nevoie să înțeleagă cineva care să-i asculte și să-i îndrume. Însă, ca acest lucru să se realizeze, oamenii au mai întâi nevoie de informație, au nevoie de exemple vii, au nevoie de cineva dispus să le împărtășească toate acestea. Din anul 1996, de când lucrez ca terapeut inforenergetician, nu odată m-am lovit de faptul că oamenii nu știu, nu sunt informați, nu cunosc, și de aici rezerva manifestată față de această nouă cunoaștere. Dacă oamenii ar fi informați de beneficitatea acestei terapii inforenergetice, dacă ar ști în cât de multe domenii îi poate ajuta, atunci nu ar mai fi atât de reticenți, nu ar mai refuza mâna care le este întinsă. Cu multă bucurie, spre a ajuta să le fie astăzi mai bine ca ieri și mâine mai bine ca astăzi. În această carte sunt date o multitudine de exemple, o multitudine de cazuri rezolvate, o multitudine de sfaturi care, respectate fiind, apoi puse în aplicare, chiar în cazul în care nu doriți să intrați în terapie la un terapeut inform-energetician, vă pot ajuta. Vă pot fi de folos. Atunci m-am gândit: De ce nu eu? De ce nu aș fi eu aceea care se exemplifice, prin cazuri reale, concrete și cât se poate de diverse, mai multe exemple în care oamenii se vor regăsi și deci vor ști ce opțiune au? Apoi mai există un aspect, de data aceasta, personală. Nevoia mea de a-mi dărui sufletul cât mai multor oameni, să pot fi de folos, să pot dărui din darurile primite cu atâta generozitate de la Tatăl Ceresc. Ce pot să spun despre mine? Că sunt o persoană sinceră, onestă și cinstită cu mine însă și cu toți cei din jur. Îmi cunosc defectele, dar și calitățile. Nu mă pot opri să fac fapte bune pentru toți cei din jurul meu. Nu mă pot opri să le fiu de folos semenilor mei, indiferent cât de mult efort înseamnă acest lucru. S-ar părea că aceasta este misiunea mea pe acest pământ. Nu am solicitat-o, nu am cerut-o, pur și simplu am născut cu ea. De când eram copil îmi plăcea să fac daruri fel de fel și celor apropiați, dar și celor întâlniți întâmplător. Eram gata oricând să ajut pe oricine avea nevoie de o mână întinsă. Pornind de la vecinii mei, cărora îmi plăcea să le mătur trotuarul din fața casei, apoi la vecinii pe care ajutam să ajungă acasă cu plasele de cumpărături. Nici nu conta că la început plasele erau mai mari ca mine și aproape că le târam pe jos. Eu tot ajutam. Se pare că Dumnezeu a ales ca și eu să fiu un soldat în armata oamenilor de lumină de pe acest pământ. De ce spun asta? Deoarece Dumnezeu, în marea lui generozitate, mi-a dăruit un talent care cuprindea o sumedenie de daruri și haruri. Și am ales eu să fac cu el, am hotărât încă de mică, chiar dacă atunci nu știam ce și cum, probabil intuitiv, să-l înmulțesc. Dar să o fac astfel încât atunci când voi fi pregătită să pot începe să dăruiesc semenilor mei darul primit, să pot să fiu de folos, să pot să mă manifest ca un bun și ascultător soldat al său. Iar acum, a venit vremea să mai fac un pas, și astfel a apărut ideea acestei cărți. Știu că toți cei care o vor citi vor găsi și se vor regăsi în unele din cazurile prezentate, vor găsi informații benefice, optime și necesare, care îi vor ajuta în viața de zi cu zi. Îmi doresc să pornim la drum într-o stare de încredere de plină, de armonie. Și de speranță, că Dumnezeu ne inspiră să facem tot ceea ce este mai bun pentru semenii noștri. Îmi doresc din toată ființa mea să vă ajut să înțelegeți mai bine ce oportunități, ce variante și ce soluții să găsiți la problemele voastre. În niciun caz nu afirm că eu dețin adevărul suprem. Ferească Dumnezeu! În schimb, vă asigur, de aici, de la începutul începutului, ca tot, dar absolut tot ceea ce voi povesti aici sunt cazuri reale, cazuri cu care m-am confruntat și pe care le-am rezolvat așa cum am știut eu mai bine. De ce am ales să mă exprim prin terapia de Suflet și Trup care este Infor Energetica? Deoarece știu un lucru pe care mulți oameni nu-l cunosc sau pur și simplu nu-i dau importanță. Întotdeauna, când în Sufletul are o suferință, psihicul va avea o cădere. Firească, de altfel, având în vedere suferința prin care a trecut. Apoi urmează fizicul, unde apar diverse boli, care mai de care mai ciudate. De ce spun ciudate? Pentru că, în anumite cazuri, pacientul merge la doctor, face o serie de investigații, de analize, care culmea îi ies foarte bine, și totuși, pacientul suferă de adevăratele. Medicina încă nu pune accent pe suferința sufletului. Ea se ocupă de partea fizică sau psihică a pacientului, neținând seama de cauzele care au dus la îmbolnăvire. De aceea, Dumnezeu în marea sa generozitate și înțelepciune ne-a oferit atât de multe oportunități spre a ne ajuta prin diverse terapii, prin diverse tehnici de reechilibrare și armonizare a tuturor celor trei structuri fizic, psihic și suflet. Astfel, ne pot ajuta printre alții. 1. Un preu duhovnic care să ajute pacientul să se echilibreze emoțional și astfel starea lui să se îmbunătățească. Se cunosc atât de multe cazuri în care oamenii au beneficiat de vindecări miraculoase doar păstrând legătura cu Dumnezeu, prin reprezentanții săi de pe pământ, care sunt preoții cu har. 2. Un terapeut inforenergetician care, prin tehnica lui de lucru, să rezolve problema care a dus la această suferință a pacientului. Acest terapeut se poate folosi și de alte cunoașteri precum fitoterapie, apiterapie, aromoterapie, meloterapie sau alte metode care să ajute pacientul să intre în stare de vindecare profundă, totală și permanentă. 3. Există și alte tehnici de lucru. Există o sumedenie de terapeuți minunați care pot să ajute la reechilibrare, armonizare și chiar vindecarea suferințelor de tot felul. Singura problemă este ca pacientul să primească ajutorul, să-și dorească vindecarea și să colaboreze cu cel pe care l-a ales să-l ajute. Nimic nu poate fi făcut cu forța. Fiecare persoană a primit un dar de prez de la Dumnezeu. Acest dar este liberul arbitru care îi permite să ia deciziile pe care le consideră necesare pentru starea lui de sănătate sufletească, psihică și trupească. Vă rog din suflet ca mai întâi să căpătați informația necesară pentru a face o alegere corectă în cunoștință de cauză. Nu vă aruncați să faceți o terapie indiferent care ar fi ea, fără ca mai înainte să nu vă informați. Știți zica la aceea, Dumnezeu ne dă, însă nu ne bagă. Depinde de noi ce alegem. Cum am ajuns terapeut? Mergi în viață cu o licărire în ochi, cu un zâmbet pe față și cu un scop măreț în inimă. William James Când eram mică, toată lumea mă întreba ce vrei să te faci când vei fi mare. Și în primii mei ani de viață, răspundeam ca orice copil: că vreau să fiu cântăreață, pictoriță, dansatoare, poștăriță, stewardesă. Pe la vârsta de șapte ani, bunica mea s-a îmbolnăvit și, începând din acel moment, oricine mă întreba ce vreau să mă fac când voi fi mare, nu dădeam decât un răspuns: Vreau să mă fac doctoriță, să o fac bine pe bunica mea și să nu mai moară niciodată. Și în sufletul meu eram convinsă că voi face acest lucru și că da, bunica mea nu va muri niciodată. Numai că ani de muncă titanică ai bunicii care rămăsese văduvă de război cu trei copii, lipsurile și grijile au copleșit-o și după doi ani, adică atunci când e urma să împlinez nouă ani, bunica mea a plecat la ceruri. A plecat și a lăsat un gol imens în sufletul meu, acea lipsă care nu poate fi înlocuită cu nimic altceva. Și de atunci, dorința mea de a deveni doctoriță s-a stins. Nu mai avea motivație, nu mai avea sens, nu mai avea logică. Și în afară de asta, nici posibilitățile materiale ale familiei mele nu mi-ar fi permis o facultate de șase ani, plus alte și alte studii. Și după școala generală, am decis să mă angajez, în ciuda legilor, în ciuda vârstei. Aveam 14 ani și jumătate. Am reușit să mă angajez cu carte de muncă, dar despre asta vom vorbi într-o altă carte care este deja în lucru. Și în tot acest timp simțeam că eu sunt altfel decât fetele de vârsta mea, că preocupările mele nu sunt aceleași cu ale lor. Mă și mă și astăzi orice suferință, oricât de mică, la orice vietate, la orice persoană. Și nu pot sta cu mâinile încrucișate. Nu pot și nici nu vreau. Știu și simt că dacă voi face un gest, cât de mic, acea suferință va fi curmată. Cu o vorbă bună, cu un zâmbet, cu un sfat. Totdeauna am găsit soluții până când am simțit că trebuie să fac mai mult, dar mai ales mai bine. Și astfel am ajuns la cursurile de inforenergetică. energetică. Și am fost ilitoare și am învățat și am citit și m-am documentat și astfel, cu un bagaj de cunoștințe mult mai consistent, am început să fac lucrurile total altfel. Iar acum, după ce lucrez din 1996 pe pacienții mei, Lucrez pe florile și animalele din curte apropie stau și mă gândesc. E oare aici nu este mâna lui Dumnezeu, care a decis că trebuie să mă ocup de oameni, să mă ocup de sănătatea lor, sufletească psihică și trupească într-un alt mod. Oare nu el ne-a dăruit plantele? Minunatele plante cu puternă măduitoare, oare nu el a creat albinele, care ne răsfață cu mierea, polenul, ceara, lăptișorul de matcă, propolis, etc. Oare nu el i-a inspirat pe compozitori să creeze acea muzică specială care să ne ajute în procesul de vindecare al diverselor afecțiuni? Oare nu el a pus aromele din plante? Nu tot el le-a creat? Și iată că tot el m-a ajutat să-mi găsesc menirea pe acest pământ într-un alt mod. Probabil că a decis că este mult mai important să revenim la tratamentele pe care el le-a creat pentru noi. Să nu ne mai autointoxicăm cu medicamente de sinteză. Sunt una dintre multele persoane care. Are diverse probleme de sănătate, încă din tinerețe. Știu ce înseamnă să iei medicamente care te ajută într-un loc și strică în altul. Știu ce înseamnă să-ți distrugi lent ficatul cu aceste medicamente. Dar mai știu că Dumnezeu a avut grijă atunci când a creat omul să ne dea tot ceea ce avem nevoie, să ne putem păstra o sănătate perfectă, iar dacă se întâmplă să ne îmbolnăvim. Avem posibilitatea să alegem din multitudinea de variante pe care ni le-a oferit cu atâta generozitate. Toate acestea, însoțite de această terapie inforenergetică, fac în așa fel încât omului să-i fie mult mai bine astăzi decât i-a fost ieri, iar mâine să-i fie mult mai bine decât i-a fost astăzi. Vă întrebați probabil ce este terapia inforenergetică. Vă voi da definiția acesteia. Așa cum este ea explicată pe pagina Fundației de Inforenergetică Sfântul Apostol Andrei, care sună așa. Inforenergetica se ocupă de studiu fenomenelor și proceselor determinate de existența unei cantități de informații, QI, organizate conform unui algoritm, mai mult sau mai puțin complex și implementate într-un suport energetic oarecare, electromagnetic, caloric, chimic, mecanic, etc., optim pentru scopul urmărit, pentru a avea efecte, rezultate, eficiență asupra unor ținte materiale, energetice, informaționale, etc., prestabilite. Această știință spirituală, care include învățăturile din Sfânta Scriptură și toate științele moderne, utilizează metode proprii de cercetare. Unică în lume, aceasta conferă posibilitatea de a efectua măsurători și determinări alfanumeric cu ajutorul instrumentului principal de lucru, ansa radiestezică, având brevetul de invenție RO 113710 din anul 1996. Termenul de infor energetică a fost pus în circulație în mod oficial pentru prima dată în anul 1988, printr-o comunicare ținută de domnul Claudian Dumitriu cu prilejul înființării Asociației Oamenilor de Știință, sucursala Brăila, Urmând ca în cadrul acestei cărți să găsi și propriile mele opinii, explicații și exemple legate de această știință, care, ajutată de mult viața de zi cu zi, pentru ca oamenilor să le fie mult mai bine, să fie mult mai fericiți și împliniți în toate planurile vieții lor. Deci, revenind la cum am ajuns eu terapeut. Hm, cred că așa a vrut Dumnezeu. În perioada 1992-1996 am avut niște probleme destul de neplăcute în familie. Referindu-mă aici strict la mama mea. Nu înțelegeam cum se poate întâmpla ca persoana care m-a ținut nouă luni în pântece, care cu timpul a învățat să mă iubească, spun asta deoarece nu și a dorit niciodată copii, iar eu am fost rodul dorinței tatălui meu, care a fost alături de mine în destul de multe situații, mai puțin plăcute vieții mele. Acum, dintr-o dată, așa, tamnesam, nu mă mai suporta pe mine, pe soțul și pe fica mea. Speram din tot sufletul că o discuție va clarifica situația creată, dar nu a fost să fie așa. Pur și simplu m-au de moarte pe mine și familia mea. Am încercat mai multe discuții, care niciodată nu s-au finalizat favorabil. Am încercat să găsesc diverse moduri de a aborda problema astfel încât să înțeleg. A fost imposibil. Atunci am început să merg frecvent la biserică. Și la orice mănăstire mi în cale și mă rugam și îi spuneam cu vorbele mele lui Dumnezeu, Doamne, dacă această persoană care mă face să sufăr atât de mult ar fi vecina sau o prietenă sau cineva din afara familiei, pur și simplu la aș ocoli, l-aș ignora, nu l-aș lua în seamă. Însă aici vorbim de mama mea, de persoana care m-a adus pe lume. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Doamne, te rog! Dă-mi un răspuns. Și astfel, tot întrebând și plăgând și suferind, am ajuns să fiu sfătuită de o prietenă să merg la un terapeut inforenergetician. La început am refuzat, deoarece nu știam despre ce e vorba, și nu voiam să facă lucrurile să meargă și mai prost. Dar văzând că situația dintre mine și mama se înrăutățește de la o zi la alta, am decis să merg să cunosc și eu acea persoană. Într-o dimineață, Prietena mea poposea cu mine undeva în cartierul Balta Albă. După ce ne-a făcut prezentările, prietena mea s-a retras într-o altă încăpere, iar eu am rămas cu domnul respectiv care, în numai câteva minute de discuții prealabile, mi-a sugerat ca data viitoare, când voi dori să vin la terapie la dumnealui, să aduc o fotografie a mamei. Hm, șansa mea a fost prietena mea care mă învățase, să am grijă să iau toate fotografiile familiei la mine, deoarece îmi vor fi necesare. Și așa a fost. După o jumătate de oră de discuții știam exact ce am de făcut și cum vor evolua lucrurile între mine și mama mea. Prima confirmare a fost chiar în seara aceea, chiar în momentul în care am salutat-o pe mama mea. Aceasta a fost deosebit de amabilă așa cum fusese de altfel înainte de această perioadă tristă din viața noastră. Fiind un foarte bine, după aceste curățări inforenergetice și văzând beneficitatea acestora, am început să-l duc pe domnul respectiv la toate persoanele pe care le cunoșteam și știam că au probleme de viață și de sănătate, stricându-i astfel tot programul pe care Dumnealui îl avea făcut pentru viitoarele două luni. După o lună deja l obosisem până la limita maximă. A încercat să se eschiveze, dar cu tenacitate am continuat să-l duc în cele mai îndepărtate locuri din București și chiar în afara Bucureștiului. Într-o zi, întorcându-ne de la un pacient din județul Arceș, așa, netam, nesam, îl aud pe domnul respectiv spunându-l. Neluța, am măsurat am verificat și am ajuns la concluzia că tu trebuie să te duci să capezi cunoaștere infoenergetică pentru a-ți face misiunea ta personală. Nu de alta, dar mi-ai stricat toate programările pe ultimile două luni. Am rămas uimită. Am rămas cu gura căscată ca la stomatolog și l-am întrebat destul de nedumerită. Păi, păi, cum să -mi fac misiunea personală, ce este aceea și cum să fac eu că eu nu știu, nu pot. Am refuzat categoric, spunând că eu nu știu, nu pot, nu aș putea eu să fac lucruri speciale. L-am dus acasă și am plecat către locuința mea cu gândul dus departe la ceea ce îmi spusese pe drumul de întoarcere. Câteva zile mi-a stat gândul numai și numai la aceste cuvinte ale sale. Nu înțelegeam ce legătură a văzut el că aș putea avea eu cu această cunoaștere și cum adică să fac și eu așa miracole, cum făcea dânsul. O perioadă de timp am refuzat să mă mai gândesc și mi-am văzut de viața mea. Însă, pe la sfârșitul anului, mai precis pe la sfârșitul lui septembrie, domnul respectiv. M-a anunțat că de la 1 octombrie urma să înceapă un nou grad 1, la care mă ruga să merg și eu. Inițial am refuzat, dar soțul meu mi-a zis, de ce nu încerci? Că cine știe, poate-ți place. Am fost inițial la măsurător, după care, la o săptămână, urma să merg în prima mea zi de curs și să aflu dacă am fost admisă sau respinsă. În ziua în care trebuia să merg la curs, soțul meu și-a dorit să mă însoțească, urmând ca în cazul în care voi fi admisă să mă aștepte în mașină până la sfârșitul acelor cursuri din prima zi. Când destinul tău este să faci un anumit lucru, trebuie să fii la locul și momentul potrivit pentru a începe călătoria cunoașterii respective. La începutul cursului, lectorul nostru ne-a sugerat că ar fi deosebit de benefic pentru familiști să vină la cursuri împreună. În pauză, am zbuchit-o la mașină să-i spun soțului meu ce ar trebui să facem noi amândoi și acesta a fost imediat de acord să meargă să-l măsoare și pe el și să vadă dacă va fi admis sau nu, iar după vom decide de comun acord. Și el și alți câțiva întârziați la măsurători au fost admiși pe loc și astfel soțul meu a devenit colegul meu la aceste cursuri. Cu o zi înainte de terminarea acestor cursuri de inforenergetică, energetică, soțul meu exclamase plin de entuziasm. Tu ți-ai găsit menirea pe pământ. Asta este ce trebuie să faci, să-i ajuți pe oameni, să le fii de folos. Și acum, îmi răsună în timpane și în suflet vorbele lui. În primul moment crezusem că glumește cu mine, că se amuză, că face caterincă, dar nu era așa. A continuat prin a-mi aduce la cunoștință că eu pot să fac tot ceea ce consider necesar de acum înainte pentru binele pacienților mei, dar el îi pare rău, nu-și poate lăsa treburile lui personale, familia, adică pe fica noastră care pe atunci era la facultate, să vadă drumurile la pacienți nu poate să se dedice altora când el este cu gândul acasă. El trebuia să fie acasă, să se ocupe de treburile gospodărești, să se asigure că fica noastră are tot ceea ce este necesar. Atunci când vine de la facultate și, cu toate că au trecut atâția ani, soțul meu nu și-a schimbat opinia în legătură cu acest lucru. Însă atunci știu că mi era extrem de frică să fac acest pas. Mă gândeam cum adică eu, o persoană oarecare, să fac astfel de lucruri, să lucrez pentru și în folosul oamenilor, fără teama de a nu greși. Ei, atunci, într-o zi, țin minte că m-am trezit cu certitudinea că este momentul să primesc un răspuns de la el, a toate creatorul, de la el, tatăl, care ne supervizează, ca să zic așa, toate acțiunile. Și cu un curaj de nedescris, am intrat pe rugăciune. Mâna a plecat singură către biblioteca de lângă pat. Am luat Biblia și l-am rugat plângând. Doamne, dacă tu crezi că eu sunt una dintre persoanele alese de tine să-ți îndeplinesc misiunea aici, pe pământ, dă-mi un răspuns, te rog. Nu vreau, sub nicio formă, să fac ceva care să fie împotriva legilor tale, scrise sau nu. Doamne, ajută-mă! Și am deschis Biblia cu mare încredere că El îmi va da un răspuns care îmi va pecetlui viața și îi va da un sens. Am deschis Sfânta Biblie și am rămas mută. Privirea îmi căzuse pe capitolul 1 din Ieremia. Am citit de mai multe ori acel paragraf și am crezut că cineva își râde de mine. Că eu sunt mult prea mică și insignifiantă ca să primesc un așa răspuns. M-am oprit din citit și am plâns. Am rămas așa cu Biblia în mână, multe minute în șir, și m-am gândit, nu știam dacă se cuvine să mă bucur sau să sufăr. Nu știam că eu voi putea să duc atâta responsabilitate pe umerii mei obosiți deja de muncă. Munceam de la 14 ani, iar viața nu mă menajase deloc în toată această perioadă de când venisem pe acest pământ. Acolo scria negru pe alb, iar eu citeam iar și iar și iar și nu-mi venea a crede era exact dialogul pe care încercasem eu să-l înfirip cu Tatăl meu din ceruri, însă mult mai concret, mult mai la obiect. Acolo scria așa: Fosta cuvântul Domnului către mine și mi-a zis: Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut și înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit. Și te-am rânduit, proroc, pentru popoare. Iar eu am răspuns, O Doamne Dumnezeule, eu nu știu să vorbesc pentru că sunt încă tânăr. Domnul însă mi-a zis, să nu zici, sunt încă tânăr, că și la câți te voi trimite, la toți vei merge, și tot ce voi porunci, vei spune. Să nu te tem de dânșii. Căci eu sunt cu tine ca să te izbăvesc, zice Domnul. Și Domnul mi-a atins mâna, mi-a atins gura și mi-a zis: Iată, am pus cuvintele mele în gura ta. Iată, te-am pus în ziua aceasta peste popoare și peste regate, ca să smulgi și să arunci la pământ, să pierzi și să dărâmi, să zidești și să sădești. După acest mesaj, am rămas mult timp ca tâmpa, cu Biblia în mână, plângând și întrebându-mă de zeci de ori: Oare cum de Dumnezeu mi-a dat așa o însărcinare? Cum de are așa încredere în mine o persoană oarecare și atât? Și după ce am stat așa, minute în șir, cărora la un moment dat le-am pierdut șirul? Țin minte că m-am trezit din reverie când soțul meu a venit să mă întrebe dacă nu vreau să mănânc ceva la cină. Atunci am realizat că stăteam așa cam de la ora 17, iar acum deja era aproape 20, iar eu, Doamne, ce senzații am trăit atunci, nici nu o pot descrie în cuvinte. Îți mulțumesc, Doamne, pentru încrederea pe care mi-a acordat-o cu atâta generozitate. Acel 1 octombrie 1996 a fost momentul când viața mea s-a schimbat 100% în bine. Aceste cursuri m-au ajutat să conștientizez că era exact lucru care îmi trebuia să mă simt împlinită ca om. Trebuia să fiu persoana care se pune de bună bunăvoie la dispoziția celor din jur, să-i ajute să-și vindece rănile sufletești și cele fizice, să-i ajute să facă alegerile optime pentru ei și familiile lor, să-i concilieze în situația în care doresc să se căsătorească și au încă mici rezerve care uneori s-au dovedit a fi întemeiate, iar în alte cazuri nu. Și multe alte lucruri, gen, și-au pierdut ceva, și nu știu dacă mai este cazul să caute, și cam pe unde anume să insiste. Proporția răspunsurilor și rezolvărilor este în procent de 90-95%, deoarece, în anumite situații, aspectul respectiv. Depinde 100% de liberul arbitru al persoanei care poate schimba radical soluția problemei. însă aceste cazuri le pot număra pe degete, deoarece oamenii, când au structurile curate din punct de vedere energetic, răspund altfel rezolvării anumitor probleme. Acum, îmi aduc aminte de o situație cel puțin comică care pe moment manecă și puțin, după care am înțeles că până la urmă fiecare are dreptul să creadă sau nu în această tehnică de lucru, în această terapie. Deci, într-o zi mă sună o prietenă de-a mea și îmi spune, neluța draga mea, am fost cu o prietenă de-a mea venită dintr-un alt oraș să schimbăm niște euro, iar prietena mea este convinsă că domnișoara de la ghișeu i-a furat 20 de euro. Nu știu de ce, dar exact așa mi-a venit în gând și așa am și spus, draga mea nu a furat-o nimeni, i-a dat ea cu mâna ei. În acest timp, prietena mea îi spunea celeilalte ceea ce eu îi comunicam la telefon. S-a lăsat o secundă pauză, după care am auzit clar aceste cuvinte. Băi, prietena asta a ta este nebună sau tâmpită? Cum adică i-am dat eu cu mâna mea? recunosc că m-a durut spusele ei, mai ales că nu m-a văzuse decât o singură dată în viață și deci nu avea cum să-și facă o opinie despre mine pentru că nu mă cunoștea. Însă m-am abținut și am continuat ca și când nu aș fi auzit ceea ce a spus. Spune-i, te rog, să facă o rugăciune scurtă, să-și aducă aminte exact cum s-a întâmplat iar după aceea sunați-mă, am spus eu, după care am închis telefonul cu un gust amar din cauza celor auzite. Nu am apucat să fac prea multe lucruri și telefonul a sunat din nou. Prietena mea îmi spunea foarte entuziasmată că și-a adus aminte cum a făcut. S-au dus la ghișeu și probabil din greșeală a pus pe ghișeu două bagnote de 20 de euro. Vorbind între ele, la un moment dat s-a întors către operatoare și văzând o bagnote de 20 de euro pe ghișeu, foarte aproape de ea, a țipat la operatoare împingându-i bagnota mai aproape. Ce faci? Dormi? Nu vezi că mă grăbesc? Hai odată, nu mai dormi! Aceasta a luat bagnota, i-a dat banii pe prima bagnotă, i-a făcut chitanță și nu se au fost. E, asta e, obrăznicia, minciuna, lipsa bunului simț, întotdeauna se plătesc și de obicei destul de piperat. Astfel, prietena prietenei mele a plătit o de a țipa la o persoană care intinsese cea de-a doua bagnotă să-i o restituie, dar văzând modul total necivilizat de a se comporta cu ea, a luat banii și a dat suma în lei pentru ceilalți 20 de euro. Bineînțeles că am fost întrebată dacă este cazul să se ducă să-i ceară socoteală și bineînțeles că i-am răspuns că de dus poate să se ducă, numai că de data aceasta Persoana respectivă nu va mai dori să fie la fel de amabilă și pentru afrontul adus va nega faptul că îi se dăduse o bagnotă în plus. Astăzi am înțeles de ce sunt într-un anume fel. Oare coincidența să fi făcut posibil ca exact astăzi, când pregătesc această carte pentru dus la tipografie, să primesc cea mai pertinentă explicație a felului meu de a fi? De ce mi-adresez această întrebare? Hm, citind în garbo ghidul familiei tale, un articol care vorbea despre numărul minor al inimii, m-am lăsat condusă de intuiție și am verificat eu ce număr am și ce caracteristici prezint. Nu mare mi-a fost mirarea când am constatat că descrierea era aievea persoanei mele, parcă cineva care mă știa de o viață explica cu lux de amănunte felul meu de a fi. Atunci am decis că este în regulă să împărtășesc cu voi această descriere. Sunt tare curioasă ca peste o perioadă de timp în care voi veți avea timp să mă cunoașteți, să-mi confirmați sau nu dacă sunt sau nu eu cea descrisă în acel articol. Este foarte important să știu și opinia voastră. Vă mulțumesc din suflet. Nouă, ca număr minor al inimii. Vibrația numelui tău este una umanitară, care te face să-ți conectezi ființa la binele general al umanității. Energia numelui tău este una pacifistă și arzătoare în același timp, conținând în ea o dorință ardentă de a avea un impact benefic asupra lumii întregi. Ai vederi largi și deschise asupra vieții pe pământ. Ești preocupată de binele omenirii și adesea te trezești prinsă luptând pentru un scop mai mare, acela de a schimba lumea în mai bine. Nu vrei să trăiești oricum, ci știind că ai luptat să lași în urma ta o lume mai bună. Idealistă, sensibilă și uneori atât de atașată de idealul tău încât te desprinzi ușor de realitate, lași de multe ori fericirea personală. Pe un loc secundar. Dragostea nu face în mod expres parte din căutările tale. Dacă este posibilă și intervine benevol în viața ta, este foarte bine. Dacă nu, tot este ok. Ai atâta capacitate de dăruire și te dăruiești lumii întregi încât nu simți nevoia de a dărui unei singure persoane în mod expres. Ești dispusă să-ți sacrifici planurile personale, precum ați întemeia o familie, dacă știi că viața ta poate servi unui scop general mult mai mare. Citind aceste rânduri, m-am regăsit 100%. Și da, este foarte adevărat că am avut momente în care am lăsat lucruri personale nefăcute doar pentru a merge să dau o mână de ajutor altor oameni. Acum îmi aduc aminte de o întâmplare petrecută în 1997 în postul Crăciunului. Eram acasă cu soțul meu și prăjeam niște cartofi pentru masa de seară. Tocmai tocam niște varzacră pentru a face o salată. Când sună telefonul și aud vocea unui vecin de-al nostru care era destul de necăjit și îmi cerea ajutorul. Mi-a comunicat că a rămas în pană cu mașina, mi-a indicat locul în care se afla, încă de dimineața acelei zile, spunându-i că nu a reușit să o repare și de aceea are nevoie să mă duc să-l tractez. Nu a fost nevoie să insiste, deoarece răspunsul meu a venit încă înainte ca el să-l ceară, promițându-i că doar mă îmbrac și pornesc către locul indicat de el. Am închis și am comunicat soțului meu că este necesar să plec și că îl rog să se ocupe el mai departe de cartofii care erau la prăjit. Întâmplarea a făcut ca soțul meu să fie avut o zi mai proastă și să nu-i cadă bine plecarea mea. Foarte necăjit mi-a comunicat să fac ce vreau cu cartofii pentru că el nu se va ocupa de ei. Atunci am închis aragazul, m-am îmbrăcat și am plecat să ajut omul să vină acasă. Când m-am întors, soțul meu era încă supărat și se uita la TV. Am dat drumul la ragaz. Am terminat de pregătit masa și l-am invitat să mâncăm. Moment în care m-a refuzat categoric, deoarece se simțea neglijat și jignit de faptul că îi pun pe alții înaintea lui. L-am lăsat să-și facă numărul de bărbat, am mâncat și m-am dus să mă culc. A doua zi, după o noapte de odihnă, lucrurile s-au mai liniștit și au intrat în normal. Însă, și acum, din când în când, soțul meu are grijă să-mi aducă aminte de acel moment în care el a fost lăsat pe locul doi și a ales să se culce nemâncat. Iată, cam așa funcționez eu. Las tot ce mi aparține doar pentru a fi alături de cei care în acel moment au nevoie de ajutorul meu. Știu că eu îmi voi găsi totdeauna soluțiile optime, benefice și necesare spre a-mi rezolva propriile mele probleme. Însă acei oameni, dacă au apelat la mine, înseamnă că au considerat că eu sunt unica lor variantă. Și fi că am discutat aici despre felul meu de a fi, modul de a mă manifesta, cred că ar fi oportun să vă povestesc puțin despre modul în care pot eu să scriu, dar mai ales în ce condiții și cum anume. Nu pot să scriu la comandă. Când sufletul meu nu este pregătit să transmită emoție, să transmită informație benefică, optimă și necesară, chiar nu pot să mă așez să scriu. Nu așa funcționez eu. Eu sunt o ființă care posedă suflet, care este hăruită de Dumnezeu cu inteligență, cu puterea de a lua decizii care să nu afecteze niciun fel pe cei din jurul meu. Cum ar fi să mă apuc să scriu doar de dragul de a scrie? Ce? Maculatură? Nu, în niciun caz. Dacă sufletul meu simte că acea informație este pregătită să plece de la mine către semenii mei, indiferent de oră, pun mâna și scriu. Acum ceva timp am găsit postat pe unul dintre conturile mele de Facebook următorul citat: Ideile sunt Dumnezeu care te salută. Nu lăsa niciodată să treacă una pe lângă tine sau să alunece neobservată. Neale Donald Walsh Dacă înainte mai permiteam doar să notez ideile principale pe caietul care niciodată nu lipsește de lângă patul meu, de când am citit acest citat, mă ridic din pat, trec la calculator și mă apuc de scris. Ei, acum să-mi spuneți voi Aș mai putea eu să dorm liniștită, știind că Dumnezeu m-a salutat cu un scop și mi-a indicat chiar ce ar trebui să fac? În niciun caz. Astfel, sunt trezită din somn de ideea de a scrie o poveste inspirată de un caz deja rezolvat, de a picta, de a citi sau de a schița ceva anume. Capitolul 2. Frământări, dureri și gânduri. Spunem prea repede unei persoane prieten. Un prieten adevărat te prinde de mână și îți atinge inima. Gabriel Garcia Marchez. Astăzi am sunat o prietenă să-i spun la mulți ani. Era ziua ei de naștere. Dintr-o vorbă în alta am început să povestim una. Alta m-a rugat să-i caut un număr de telefon pe net, spunându-mi că dorește să o regăsească pe o prietenă pe care a cunoscut-o la o conferință. Am mai discutat câte ceva, apoi ne-am salutat și am închis. Instantaneu mi-am adus aminte că această prietenă mereu caută prietene cu cunoscute temiri pe unde, la o conferință, la o întâlnire comună cu alte doamne, în diversele ei drumuri prin țară sau în București. Am observat că toate aceste persoane erau persoane întâlnite ocazional la diverse evenimente pe care le mai întâlnise poate o dată, de două ori, cu care am mai vorbit de câteva ori la telefon, după care relația de prietenie s-a evaporat instant. Și acum stau și mă gândesc, oare cunoașterea întâmplătoare a unor persoane în cadrul unui eveniment sau într-o conjunctură anume o poți numi așa imediat prietenie, atunci m-am dus direct la enciclopedia liberă Wikipedia și am găsit următoarele explicații pentru prietenie. Prietenia este o relație afectivă și de cooperare între două persoane. Este un sentiment de simpatie, respect, afinitate reciprocă ce leagă două ființe umane. Prietenia Presupune o atitudine de bunăvoință reciprocă, suport reciproc la nevoie sau în criză, loialitate, bună credință și altruism. Relația de prietenie se bazează pe încrederea reciprocă. Prietenia este manifestată prin oricare din calitățile următoare: dorința de bine pentru cealaltă persoană, simpatie și empatie, onestitate, chiar și în situații în care alții s-ar feri să spună adevărul. Înțelegere reciprocă, compasiune mutuală, încredere reciprocă, putința indivizilor de a se adresa unul altuia pentru suport, ajutor în situații de cumpănă, bucurie de prezența celelalte persoane, putința de a face confesiuni celuilalt fără teama de reprobare. Comparativ între relațiile personale, prietenia presupune o mai mare deschidere și afinitate decât asociația și cunoștința, iar între acestea trei există continuitate. Atunci vin din nou și mă întreb, este constructiv ca după o primă întâlnire cu o persoană să o și numești prietenă? Eu cred că nu. Prietenia înseamnă că ai cunoscut bine acea persoană, că te-ai identificat cu multe din calitățile persoanei respective și astfel ți-ai creat acel sentiment de simpatie, de afinitate și de încredere, fără de care o relație de orice fel, dar mai ales o relație de prietenie, nu poate exista. De multe ori am făcut și eu această greșeală și imediat ce am cunoscut o persoană m-am grăbit să o numesc prietena. Doamne, și cât de mult am greșit, dar mai ales cât de mult am suferit în momentul în care am constatat că sentimentele mele au fost călcate în picioare, că pur și simplu doar am fost folosită de acea persoană până și-a rezolvat anume probleme, după care ori a avut grijă să mă pună într-o mare suferință, ori a dispărut fără nicio altă explicație ca și când nu ar fi existat niciodată în viața mea. De câte ore am pierdut în nopți gândindu-mă cât de mult am investit în anume prietenii și cât de repede acea prietenie s-a destrămat. Oare prietenul nu trebuie să-ți fie alături la bine, dar mai ales la rău? Să poți să-ți sprijin capul pe umărul acelei persoane și să te odihnești sufletește după încercările prin care tocmai ai trecut? Oare nu așa ar trebui să se manifeste prietenia? Oare momentele când tu te-ai lăsat folosit au fost timp pierdut pentru tine și câștigat de așa numitul prieten? Poate nu totdeauna erai dispus să sprijini acea persoană, fiind și tu la rândul tău implicat în încercările vieții tale și totuși te-ai lăsat pe tine și ai ajutat acea persoană. Oare de câte ori nu ți ai fi lăsat treburile de izbeliște și ai sărit în ajutor? Dar, așa cum se spune în popor, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Și ce mare adevăr spun aceste cuvinte, atât de simple și în același timp atât de complexe. Doare că realizez că nu este nevoie decât de un mic pretext ca acea persoană să-ți întoarcă spatele și să te sfideze cu indiferența ei. Norocul meu este că eu am un prieten special, deosebit și unic, care niciodată în toată existența mea nu m-a trădat și știu că nici nu o va face vreodată. Acea persoană, nu numai că mi-alină durerile. Nu numai că îmi sprijină capul pe umărul său, dar în multe situații, când am fost căzută la pământ, m-a ridicat în brațe și a pornit cu mine mai departe, călăuzindu un pașii spre noi orizonturi de lumină, speranță și iubire. Și stau și mă gândesc de mii și mii de ori: Oare de ce mai avem nevoie de așa numiți prieteni care abia așteaptă să ne trădeze și să ne sfideze? Când acest prieten special, deosebit și unic, abia așteaptă să ne aline fiecăruia durerile, care abia așteaptă să ne ducă pe brațe atunci când suntem căzuți, care abia așteaptă să-i cerem ajutorul, spunându-i doar atât: Doamne, ajută-mă! Răbdarea și credința. În anul 2011 am avut parte de o experiență mai puțin plăcută în viața mea. A trebuit să mă operez pe inimă și în acea perioadă am trecut prin niște experiențe nedorite de care îmi voi aduce aminte mereu. În toți cei 32 de ani de boală de dinainte de această operație, am citit tot ce se putea citi despre boala mea cum se manifestă, cum se tratează, în ce moment ajuns să te operezi, însă niciodată, absolut niciodată, nu m-am întrebat ce și cum va fi după această operație. Iar în momentul în care am ajuns în fața faptului împlinit, mi-am dat seama că sunt total nepregătită pentru acest moment. Însă operația a avusese loc iar timpul niciodată nu vrea să se întoarcă din mersul lui grăbit așa că a trebuit să suport consecințele neinformării mele la vreme atunci am învățat cu adevărat ce înseamnă durerea dar mai ales am învățat ce este curăbdarea de care avem nevoie pe parcursul vieții noastre dar mai ales în perioade de genul celei prin care am trecut eu la vremea aceea am scris acest text cu trăirile de atunci deoarece vreau din suflet ca oamenii să știe, nu neapărat ce am simțit eu, ci la ce să se aștepte după o astfel de intervenție, m-am gândit să vi-l dăruiesc cu tot dragul, urmând, ca după cel citiți, dacă ceva nu vă este clar, să mă întrebați și sigur vă voi ajuta cu toată dragostea mea. Răbdare. Faptul de a răbda capacitatea firească de a suporta greutăți și neplăceri fizice sau morale, putere de a aștepta în liniște desfășurarea anumitor evenimente. Răbdarea este o stare pe care noi impunem în anumite momente ale vieții noastre, când nu mai avem o altă opțiune, atunci când ne aflăm într-o fundăture a vieții noastre și pentru o perioadă trebuie să ne abandonăm acestei stări, pentru a putea să depășim o perioadă grea sau foarte grea prin care suntem nevoiți să trecem. Aceasta ar fi definiția mea, aceasta ar fi, după mine, această stare. Iar eu am fost într-o astfel de fundătura vieții mele, o perioadă în care nu am putut și nu am avut alte opțiuni în afara răbdării. Nu am putut să aleg, să fac nimic altceva în afară, să am răbdare să treacă, să se vindece și apoi să-mi pot continua viața de unde am lăsat-o în urmă cu aproape patru ani. Nu puteam face aproape nimic fără ajutor. Nu puteam să-mi prepar sau să-mi serve singură masa. Nu puteam face duș singură. Nu puteam să mă culc sau să mă ridic din pat fără ajutorul celor din jurul meu. Nu puteam face prea multe mișcări fără să revin la durerile despre care vorbeam anterior. Nu puteam face niciun program pentru ziua care va începe, deoarece nu știam dacă în secunda imediat următoare mă mai pot mișca de durere sau trebuie să stau cu minte în pat și să am răbdare să treacă. În schimb, există un lucru pe care nici măcar durerea nu a reușit să mi-l ia. Aceasta mă ține ancorată în realitatea imediată și îmi dă forță să mă abandonez în brațele răbdării și să am convingerea fermă că la sfârșitul acestui drum lucrurile vor evolua foarte bine. Știam că mă voi simți așa cum îmi doream să mă fi simțit când aveam 23 de ani, și am fost anunțată că am această stenoză mitrală care, dacă nu mă voi opera urgent, nu voi apuca să-mi văd copilașul crescând. Culmea este că acest lucru nu mi-a fost spus de un singur medic ci de primii trei medici care m-au văzut în luna a opta de sarcină, când în loc să mă bucur că voi deveni mică, eram disperată că nu știam ce se va întâmpla cu puiul meu, pe care mi-l doream atât de mult încât îmi mințisem până și soțul ca să-l pot avea. Hă, fusesem la un control de rutină, și fusese anunțată că voi deveni mămică și doamna doctor, care mi-a dat vestea, m-a rugat să merg acasă la soțul meu și să decidem împreună dacă vom avea sau nu acest copil. Iar dacă mă voi decide să am acest copil, să mă întorc la dânsa pentru a mă putea lua în evidență. Dacă nu, să nu mai audă de mine. Așa erau vremurile și nimeni nu risca să aibă probleme din cauza altora. Iar eu am decis atunci, pe moment, în câteva fracțiuni de secundă, că acest copil este copilul meu și îl voi păstra indiferent dacă soțul meu îl va dori sau nu. În zadar a încercat doamna doctor să mă convingă să merg să vorbesc cu soțul meu. Eu o țineam una și bună, că acest copil îmi aparține și nu intenționez să nu-l am. Am ajuns acasă fericită că voi fi mică cu toate că aveam vreo trei luni, în minte că mergeam cu burtica mult în față să vadă toată lumea că eu voi fi mamă. Când am ajuns acasă, am luat o față foarte necăjită și mi-am anunțat soțul că doamna doctor m-a înregistrat și că nu mai putem amâna să avem un copil peste un an, așa cum ne propusese. Și astfel că în acel an am terminat liceul seral, burtică, m-am dus cu fica mea la examenul de bag și eram foarte fericită că eu voi termina și liceul și voi deveni și mamă. Ei, dar hai că m-am îndepărtat de la ceea ce doream să vă spun, ceea ce nu a reușit această durere să-mi ia. Credința. Ea este acolo, în sufletul meu, mai manifestă decât oricând, mai prezentă decât mi-am imaginat vreodată că voi fi în stare. Rugăciunile, mulțumirile pe care le adresez permanent lui, celui suprem, știu și am simțit fizic prezența lui acolo, în spital, în sala de operații, în terapia intensivă, în salon, peste tot. Dar asta este o altă poveste despre care vom vorbi într-o altă zi. Va veni vremea. Până una alta a trebuit să mă ancorez bine, în răbdare și credință, și așa am reușit să trec de acest tsunami al vieții mele. Am reușit să devin poate mai bună, mai înțeleaptă, mai răbdătoare, mai maleabilă, vorba mamei soacre. Poate că acum să mai puțin exigentă, în primul rând cu mine și apoi cu toți cei din jur. Asta mi-aduce aminte de o discuție pe care am avut-o în spital cu unul dintre medicii care încerca să mă liniștească că aceste dureri vor trece în timp și că voi lua viața de la capăt. Iar eu eram nemulțumită de mine deoarece spuneam eu că nu este bine că nu pot controla aceste dureri așa cum doresc. Dumnealui m-a privit câteva minute, parcă încercând să-mi vadă sufletul, așa, fără niciun fel de văl care să-l acopere, după care, mi-a spus că a venit vremea să nu îmi mai impun să fac lucrurile numai la superlativ, să nu mai fiu așa de severă cu mine. Să-mi permit să fac lucrurile mai puțin bine, chiar să-mi permit să mai și greșesc câteodată. Acela a fost momentul în care am înțeles că mi-am mirosit toată viața criticându-i pe alții dar mai ales pe mine însă, încercând să fiu cât mai perfectă posibil, cât mai atentă să nu greșesc, cât mai severă să nu-i supăr pe alții, însă nu am ținut seama și de mine și de nevoile mele și de frustrările și de nefericirile mele pe care le mascam mereu cu un zâmbet cald. Păi și cum o fi asta? Păi ce fel de fecioară aș fi eu? Dacă nu aș mai căuta perfecțiunea. Cum voi reuși eu să nu mai fiu atât de critică, în primul rând, cu mine și apoi cu toți cei din jurul meu? Aceste gânduri au năvălit atunci peste mine, mi-au furat liniștea și pacea din suflet, au adus alte și alte gânduri, întrebări și nedumeriri, cărora nu le găsesem rezolvarea și răspunsul. Dar dacă un om care a discutat cu mine de câteva ore a ajuns la această concluzie, înseamnă că, într-adevăr, poate că a venit vremea pentru o schimbare în viața mea. Dar până acolo, până în acel moment de schimbare majoră a vieții mele, iar mă lovesc de răbdare. În fiecare moment mă loveam de răbdare, în fiecare moment când mă vedeam cât de neputincioasă sunt, mă loveam de răbdare, mă loveam de neputința mea și atunci apelam din nou iar și iar la răbdare și credință. Știu cu toată ființa mea că acest lucru mă va ajuta. Se va întâmpla să-mi fie din ce în ce mai bine și atunci asta mă ajută să am și mai multă răbdare și credință. Timpul a trecut, și iată-ne deja în anul de grație 2015, când deja au trecut aproape patru ani de la operație, iar eu mă simt fabulos. Mă simt așa cum mă simțeam înainte de a primi acest diagnostic necruțător care m-a urmărit toată viața. Pot să fac orice doresc, fără restricții, fără teamă și ca o performanță specială a unei persoane operate pe inimă, mă pot lăuda că am cucerit Everestul meu personal. Am reușit să urc cele 1480 de trepte de la cetatea Poenari, trepte pe care oameni sănătoși nu s-au încumetat să le urce, iar eu, cu perseverență, cu motivarea faptului de a-mi demonstra că nu sunt o invalidă, le-am urcat pas cu pas, și m-am bucurat din suflet că am făcut-o. Știu că niciun obstacol nu va mai putea sta în cale. Știu că orice îmi voi propune în această viață, voi reuși. Și mă bucur că atunci am ales să fiu o învingătoare, că am ales să mă operez, că am ales să am răbdare și credință, iar acum să mă bucur de roadele, strădaniei și curajului meu. Și acum îmi voi permite să vă fac o mărturisire sinceră. Înainte de a intra în sala de operație, mi-am permis o discuție liberă cu Dumnezeu. Atunci, i-am spus cam așa: Doamne, dacă acum când voi intra în sala de operații, vei decide că vrei să mă iei, nu am niciun regret. Știu că am făcut tot ceea ce am știut eu mai bine pe acest pământ și nu mi este frică de moarte. Știu că acolo te voi întâlni pe tine, și de aceea nu am amă teme. Însă, dacă nu mă vei lua, am o mare rugăminte la tine. Te rog să-mi permit să trăiesc 102 ani, când doresc să ne întâlnim din nou și să avem o renegociere unde nădășduie să mai dai 1-2 ani de odihnă înaintea plecării pe drumul de întoarcere acasă. Te rog acest lucru pentru că știu, Doamne, că m-am copt. Am acumulat, am învățat și m-am perfecționat în multe domenii. Tu mi-ai dăruit talentul, iar eu am avut grijă să-l mulțesc cum se cuvine, astfel încât să am din belșuga dărui și altora mai puțin norocoși. Acum mă simt pregătită să împărtășesc din prea plinul sufletului meu tot ceea ce am primit în dar de la tine. Îți mulțumesc, Doamne, și știu că așa va fi precum ți-am cerut. De atunci au trecut aproape patru ani, timp în care i-am simțit prezența permanent, dar mai ales am fost impresionată de dragostea cu care mă înconjoară și îmi deschide uși la care nu mă gândeam că se vor deschide vreodată pentru mine. De ce spun asta? Păi să vă povestesc de la început. La numai nouă ani am început să scriu prima mea carte care se numea Totul în viață se plătește. Era scrisă pe un caiet de 48 de file dictant. Am scris cam jumătate din acel caiet și am conștientizat că nu am nici vocabularul, dar nici experiențele necesare de a fi împărtășite oamenilor și, firesc, am abandonat. Însă, nu am aruncat acel caiet promițându-mi că odată, cândva, voi continua și chiar voi scrie o carte. Și după ani și ani, prietenul și colaboratorul meu m-a sunat într-o după amiază să mă invite la o întâlnire cu un titlu parcă predestinat mie însă. Vreau să fiu scriitor. Cum în acea după amiază nu aveam alt program, am decis să accept această invitație. Acolo am cunoscut oameni frumoși și buni, oameni talentați, oameni dispuși să împărtășească din prea plinul sufletelor lor minunate. După ce ne-am adunat toți cei înscriși, fiecare a fost solicitat să-și facă o mică prezentare. Când a venit rândul meu? Am spus că sunt tânără pensionară, că sunt terapeut inforenergetician, că îmi place să pictez, să scriu, să cânt și să dansez. Într-o propoziție fiind spus, îmi place să trăiesc fiecare clipă la maxim, ca și când ar fi ultima. Iubesc viața, iubesc oamenii, plantele, animalele și toate cele care o compun. Atunci gazda mi-a sugerat să scriu dacă tot îmi place să o fac să fac o expoziție care total întâmplător deja era programată în luna aprilie 2015, adică să fac tot ceea ce îi ceruse în bunuțului înainte de operație. Am ajuns acasă cu gândul la cele discutate la această întâlnire. Mi-am cercetat sufletul și m-am apucat de lucru în chiar acea seară. Apoi i -am mai simțit prezența atunci când, făcând un comentariu la o postare în care împărtășeam cu prietenii mei real și virtual pariu pe care l-am făcut eu cu mine însă, în care spuneam că anul acesta voi face o expoziție de pictură, voi scrie o carte și voi începe întâlniri din suflet pentru suflet, am primit un mesaj privat în care eram anunțată că există un spațiu care mă așteaptă, eu doar să dau confirmarea că doresc să fac expoziția la Târgu Jiu. Puteam să fac ce probabil ar fi făcut orice bucureșteancă cu fițe în cap, să refuz, sub pretextul că până nu voi face o expoziție în orașul meu, nu se cuvine să merg în alt oraș. Însă eu nu-l contrazic pe bunuțul, nu-i refuz dragostea și nici nu întorc spatele la ușile pe care acesta mi le deschide cu atâta generozitate. Așa că am acceptat cu mare bucurie invitația respectivă, care recunosc că m-a onorat. Pariul cu mine era că vreau să fac toate aceste lucruri pentru a-mi demonstra mie însă că viața poate începe la orice vârstă. Se pare că Dumnezeu ține cont de rugămintea mea. Ba, chiar îmi creează oportunități care mă ajută să ajung mai repede la celul propus. Durere, durere și iar durere. Aceste rânduri le-am scris la mai puțin de o lună din momentul operației mele pe cor deschis. Astăzi le-am recitit și am ajuns la concluzia că voi, cititorii mei, trebuie să știți că această neluța, această femeie puternică de astăzi a trecut prin aceste încercări și multe altele care m-au făcut să mă călesc și în final să strălucesc, să devină acea bijuterie care strălucește la gâtul unei femei frumoase. Vreau să știți că nu am fost întotdeauna așa, și încă mai am multe de corectat. Vreau să știți că fiecare dintre voi puteți să deveniți, dacă vreți, o bijuterie superbă care să strălucească în lumina reflectoarelor vieții. Trebuie doar să vreți, trebuie să vă doriți, dar mai ales să nu abandonați nici o clipă credința și speranța că la sfârșitul acestui foc sfășietor care este durerea vă așteaptă bucuria împlinirii, a desăvârșirii voastre ca oameni. Dragilor, nu vă îmbăt cu apă chioară, Doamne ferește, însă vreau să știți că tot începutul are un sfârșit, fie că este vorba de un lucru bun sau rău, de bucurie sau de tristețe, de iubire sau de ură. Totul, dar absolut totul are un sfârșit, totul are un rost, Totul ne este dat spre a fi împlinit, iar după această experiență să mai câștigăm un război cu noi înșine și să devenim mult, mult mai frumoși, mult mai luminoși, mult mai înțelepți și astfel să putem să fim sprijin și celor care poate că încă nu au înțeles sensul acestor lucruri. Vă doresc din suflet! Să aveți lecții cât mai ușoare care să vă ajute să ajungeți acolo unde vă doriți, însă, din suflet, vă rog, nu abandonați. Nu abdicați de la lupta cu voi înșivă și cu viața, dar mai ales, nu alegeți absolut niciodată calea abandonului, calea lașității, calea fugii din fața vieții. Nu aceea este soluția și nu așa veți rezolva problemele vieții voastre. Așa cum am menționat și în capitolul anterior despre răbdare și credință, acum sunt foarte bine, și puteți să observați în toate postările mele de pe paginile mele de Facebook că mă simt excelent și încerc din toată ființa mea să fiu farul luminos spre care se îndreaptă cei care poate încă nu văd, nu simt sau nu știu cum să se descurce în lupta lor cu valurile vieții. Eu sunt aici. Cu toată dragostea să vă ajut, să vă îndrum și să vă sprijin, sau să vă ridic dacă ați căzut, și împreună să mergem bucuroși pe calea credinței și speranței că totul este minunat în viața noastră, chiar dacă în uneori ne speriem de experiențele pe care trebuie să le trăim. Ei, durerea. Durerea în toate formele ei. Oare a avut cineva curiozitatea să și imagineze vreodată cum ar fi viața lui plină până la refuz de durere? Și a imaginat vreodată cineva cum este să te doară permanent? 25 din 24 de ore pe zi, în fiecare zi? Știți ce vă rog? Dacă mi acordați o minimă încredere în ceea ce vă spun, credeți-mă, nici nu vă apucați să vă imaginați cum este. Nici măcar atât. Este o experiență pe care nu o doresc absolut nimănui prieten sau dușman, cunoscut sau necunoscut, pur și simplu nu doresc să experimenteze nimeni această stare. Starea durerii pure, să nu poți face absolut nimic fără să nu fii însoțit de durere, să nu respiri fără să te doară, să nu te miști de puțin fără să te înțepenești de durere, să nu încerci să strănuți sau să tușești, să nu mănânci sau să bei ceva și ia durerea, să nu fii acolo, să încerci să dormi, iar ia durerea, să nu fie acolo cuibărită în tine, în toate structurile tale. La un moment dat, nici nu mai poți localiza ce te doare. Oare doare fizic, psihicul sau sufletul? Devii confuz, devii neliniștit la gândul că nu se va mai termina poate niciodată. Doare operația în sine, sternul acela tăiat în două, inima în care s au umblat și s-au făcut reparația care era necesară, plămânii și toate zonele adiacente lor, locurile pe unde au trecut cele trei drene, apoi vin într-o ordine aleatorie, Umerii, omoplații, coloana vertebrală, cervicală, toracică și lombară, toți mușchii mari sau mici din toată zona cuprinsă între gât și abdomen. Totul este durere, durere atroce, durere temperată de unele calmante, dar care nu dispare nicio secundă, ci doar se atenuează în anumite momente. Stau și mă gândesc la cel sau cea care a spus pentru prima oară. Să nu-i dea Dumnezeu omului cât poate să ducă. Oare acea persoană, câtă durere să fi suportat? Cine mă cunoaște, știe câtă încredere am eu în bunul Dumnezeu, cât de mult sunt atrasă de spiritualitate în sine, cât de mult mă străduiesc să înțeleg și să-i ajut și pe alții să o facă. Dar acum, sunt atât de dezorientată de toată această durere încât stau și mă gândesc oare nu va mai lua Dumnezeu această povară? Și dacă da, când se va întâmpla acest lucru? Toată noaptea m-am foit de durere, nu mi-am găsit locul, nu mi-am găsit liniștea. Sunt obosită, nedormită și bulversată, că în loc să mă odihnesc, să mă refac mai repede, eu stau pe marginea patului și mă gândesc la vrute și nevrute. Mă mut la calculator pentru a-mi schimba poziția, și a încercat să-mi direcționez această durere prin alte sfere. Ce credeți că reușesc? Doamne, ferește, nici vorbă. M-am gândit prin câte transformări trece o pepită de aur până când ajunge o superbă bijuterie afișată la o petrecere de către o femeie frumoasă. Cât foc, câte lovituri primește până când este pregătită spre a fi modelată. Poate că orice și oricine pe lumea aceasta, atunci când vrea să strălucească, trebuie să treacă prin niște stări de genul acesta. Și mă gândesc că numai suferința poate să scoate la iveală frumusețea, puritatea, sublimul. Poate că undeva Dumnezeu mă consideră și pe mine o pepită încă neșlefuită, care are nevoie de o doză de suferință pentru a începe să strălucească. Poate că fiecare dintre noi avem nevoie de diverse experiențe pentru ca să scoatem la suprafață divinitatea din noi. Iar divinitatea ce este? Iubire pură, necondiționată, oferită tuturor din belșug, fără restricții, fără bariere, fără granițe. Poate că nu am oferit suficient din prea plinul sufletului meu, iar acum a venit momentul să o fac necondiționat, să mă șlefuiesc astfel încât să-l manifest pe el 100%. Să nu mă mai supăr pe cei care se străduiesc să mă necăjească, să iubesc pe toți cei care mă urăsc din toți porii lor, deoarece și ei sunt fărâmă de Dumnezeu. Nu de alta, dar este foarte ușor să-ți iubești familia, prietenii, cunoscuții, dar cum rămâne cu ceilalți? Cum rămâne cu dușmanii, cu cei care fac totul să te simți fără rost și fără loc pe lumea aceasta? Pe ei este necesar să iubim primii. Adevărata valoare o dăm că reușim să-l iubim pe cel care ne urăște, ne umilește și ne supără permanent. Spun multor prieteni de ai mei, când îi supără cineva. Iubește-l pe cel care te negăjește, iubește-l pe cel ce te urăște, cel mai rău și vei vedea ce se întâmplă. Poate că eu nu am reușit 100% acest lucru și poate a venit vremea să o fac și până la a deveni ceea ce trebuie, va trebui să trec prin furcile caudine, să trec prin focul purificator al durerilor, să trec marele deșert al răbdării și înțelepciunii, al credinței, smereniei și dragostei față de aproapele meu. Poate astfel voi deveni o altă neluța, mai puternică, mai înțeleaptă, mai răbdătoare, mai înțelegătoare, mai puțin critică și autocritică. Sunt foarte obosită, sunt foarte confuză, dar nu cred că sunt prea departe de adevăr. Știu și simt că ceva se va schimba în viața mea, că eu voi deveni alta, că mai am multe de spus și de făcut pe acest pământ. Știu și simt că Dumnezeu are un plan bine stabilit și pentru mine. Știu și mai ales simt că sunt iubită, că sunt ajutată și sunt binecuvântată de el, că în niciun caz nu voi pieri înainte să fac, să spun și să manifest iubirea lui pe pământ. Știu! Că sunt și eu soldatul disciplinat care voi face menirea pe acest pământ și eu, ca și voi toți, sunt importantă și de mine este nevoie pe acest pământ, așa cum este nevoie de fiecare dintre noi. Niciunul nu suntem inutil, niciunul nu suntem fără de menire, fiecare pe drumul său, fiecare pe cale aleasă de el sau de bunuțul care nu ne uită pe niciunul dintre noi. Programarea la mediocritate Totul a început de la un citat postat în lumea virtuală care spunea așa Cu cât mai repede vei avea încredere în tine, cu atât mai repede vei ști cum să trăiești. Goethe Ok, până aici totul este clar. Numai că ceva în forul meu interior a vrut să-și spună opinia în această chestiune și cum bine știți că nu mă pot abține să nu o fac, atunci când simt acest lucru, iată că am comentat astfel. Poți avea încredere în tine, însă educația, convingerile limitative inoculate de mic copil te pot face să nu ai curajul, îndrăzneala de a încerca să-ți manifesti și să-ți trăiești viața, Așa cum ai dori. Persoana care postase acest citat s-a simțit datoare să-mi răspundă: Da, asta înseamnă programarea la mediocritate. În acel moment am simțit că acea persoană nu a fost nevoită să trăiască așa cum mulți dintre noi au trăit: o viață cumplită alături de un tată bețiv, despotic și autoritar, din cuvântul căruia nu ai fi putut să ieși decât cu prețul vieții. M am culcat mâhnită, dar mai ales îndurerată de faptul că unii oameni care nu au experimentat anumite suferințe, anumite traume fizice și psihice, pot cataloga atât de ușor oamenii din jurul lor. Va trebui să recunosc sincer că am adormit cu lacrimi în ochi știind cam câți pacienți am întâlnit din 96 până astăzi, care se confruntau exact cu aceleași probleme cu care m-am confruntat și eu. Oameni care încercau din răsputeri să treacă cât mai neobservați prin viață, nu pentru că erau mediocri, ci pentru că le era teamă să nu fie judecați, apostrofați sau jigniți. Fuseseră de prea multe ori în această situație și preferau să fie considerați mediocri decât să mai încerce să demonstreze cât de frumoși, inteligenți, creativi și minunați sunt. Acum, îmi aduc aminte de o pacientă care putea rivaliza cu orice top model, însă care prefera să se ascundă sub masca mediocrității, de frica de a nu fi rănită, iar și iar. Înaltă, ca la un metru cu un trup bine proporționat, cu un bust superb, cu o față ușor prelungă, brunetă, cu niște ochi migdalați, Albaștri ca cerul senin, era de o frumusețe răpitoare. Chiar rădeam uneori cu ea, spunându-i că este extrem de norocoasă că nu sunt bărbat, că nu ar fi avut nici măcar o șansă să nu-mi devină soție. Însă, își ascundea această frumusețe sub o îmbrăcăminte banală, șleampată, fără gust, folosind culori care nu o avantajau, veșnic neîngrijită, volitiv, totdeauna cu privirea țintită către pământ, de o inteligență sclipitoare, totdeauna se prefăcea că nu a înțeles ce i s-a spus, ferindu-se să-și spună părerea, doar pentru a nu ieși în față, doar pentru a nu fi remarcată. S-a întâmplat ca Dumnezeu să-i cerceteze sufletul, s-a întâmplat ca el să aibă alte planuri cu ea și astfel, iată, că am cunoscut-o. La început mi-a fost cumplit de greu să o fac să-și ridice privirea aceea superbă din pământ. Apoi a fost și mai greu să o convin cât este de minunată, cât este de frumoasă, dar mai ales cât este de inteligentă. Lucram constant pe ea, lucram cu convingerea fermă că nu este drept și nici corect, ca după o copilărie ratată lamentabil, să aibă parte de o viață trăită fără țel, fără dorințe, fără implicare, veșnic privind peste umăr. Știam toate acestea, le trăisem și eu în primii ani ai tinereții mele, și eu mă ascunsesem, și eu țintuisem pământul cu privirea, ca aproape nu știam ce culoare are cerul. Într-o altă carte vă voi povesti viața mea așa cum a fost ea și din care numai cine nu vrea nu are de învățat lucruri fără a mai fi nevoie să le experimenteze pe propria sa piele. Deci, revenind la pacienta mea, aceasta oriunde se ducea, făcea totul încât să nu iasă în evidență. Pur și simplu își pierduse locuri de muncă bine plătite, doar pentru că nu arătase tot ce se ascundea sub masca mediocrității, nu se opusese acelor decizii, nu încercase nimic spre a-i convinge cât de minunată și inteligentă este, pur și simplu accepta totul fără nicio opoziție. După aproape două luni de lucru intensiv cu ea, primul pas a fost să mergem să-și cumpere lucruri noi în garderobă, să-și aranjeze părul atât de frumos, care veșnic era strâns într-o codiță la spate. După ce am făcut aceste lucruri, am invitat -o în oraș și am urmărit reacția trecătorilor. A fost fabulos! Bărbați, femei și copii toți întorceau capul să o vadă mai bine. A fost foarte greu să o convingă să-și ridice privirea către cer, către oameni, către viață. Însă, perseverentă cu știți, nu m-am lăsat până nu am reușit. Ochii aceia migdalați, de un albastru atât de frumos, străjuiți de gene generoase și sprâncenele frumos conturate, era o apariție care făcea ca oamenii să rămână uimiți de frumusețea lor era atât de jenată, de timorată, de timidă încât i-a luat ceva timp să tot ies cu ea și să o învăț că da, putem să privim oamenii în față, că da, putem să privim viața și frumusețea ei fără grija că cineva ne va certa că o facem. Ușor, ușor am reușit să o fac să strălucească, să o fac să se bucure de viață, dar mai ales să înțeleagă că toate aceste daruri nu i-au fost date întâmplător, că poate să se folosească de ele după bunul său plac. Oamenii pe care i-a cunoscut înainte de întâlnirea cu mine au trecut pe lângă ea fără să o recunoască. Doar după ce i-a salutat și s-a prezentat și-au adus aminte de ea, de fata aceea ștearsă, fără sare și piper. Fără nimic interesant, de o mediocritate din punctul lor de vedere evidentă. Acum, după ani și ani, este o femeie de succes, este o femeie puternică care poate oricând să dea lecții unui bărbat. Sunt mândră de ea, dar mai ales sunt fericită că împreună am găsit cale, drumul ei, trenul ei personal. Nu știți pilda cu trenul? Păi cum așa? Hai să vă povestesc. Aveam în timpul liceului seral un profesor de matematică care ne tot spunea o pildă care suna așa. Fiecare dintre noi avem un tren, un tren al nostru personal, care vine în gara noastră, ne așteaptă să ne îmbarcăm, apoi pornește cu noi pe drumul vieții noastre. Acesta oprește în toate stațiile deja pregătite pentru noi și viața noastră. Important este să nu întârziem în gara noastră, dar mai ales să ne urcăm în el. Dacă nu suntem acolo, nu apucăm să ne urcăm și nu plecăm împreună pe drumul vieții noastre, în general un alt tren nu mai avem. Iar dacă totuși se întâmplă să mai vină încă unul, acela sigur va fi un tren rapid care nu oprește în gara noastră. Astfel, fiind necesar să ne urcăm din mers, nu oprește în stațiile special pregătite pentru noi. Deci, va trebui să coborâm din mers. Și oare câți vom avea posibilitatea să o facem? De foarte multe ori m-am gândit la această pildă. De foarte multe ori m-am gândit la profesorul nostru de matematică care astfel spera că ne vom împrieteni cu matematica. Iată că acum nu știu ce alt exemplu să vă dau dintre toți pacienții care credeți-mă că sunt foarte mulți la număr, fiecare cu povestea lui, fiecare cu durerea lui, cu viața lui. Dar pentru că am vorbit de o fată, hai să vorbim și de un bărbat. Ce ziceți? Așa cred eu că ar fi corect. Deci am fost solicitată de o mamă îngrijorată de soarta fiului său care nu dădea niciun fel de semn că ar avea ceva de dăruit societății în care trăia, dar mai ales nici măcar lui nu își oferea nimic. Era tipul mediocrului din naștere, cu toate că notele din toți anii de școală și facultate nu te lăsau indiferent dacă aveai minimum de atenție, dar mai ales de intuiție de care știți că eu nu duc lipsă. La cei 30 de ani ai săi, nu a nici măcar o prietenă, nu făcuse parte din niciun grup de copii, nu ieșise la joacă cu alți copii, nu participase la tabere sau excursii, nimic din toate astea. Când l-am cunoscut eu, era salariat la o mare firmă multinacională ca inginer în domeniul IT. Își făcea treaba foarte conștiincios, însă nici aici nu reușise să-și facă prieteni. Când m-a cunoscut, a fost deosebit de amabil, însă se vedea de la o poștă că nu îmbrățișa ideea mamei sale de a împărtăși cu mine problemele sale. Am rugat-o pe mamă, cât am știut eu de politico, să ne lase singuri, așa este profesional, dar mai ales deontologic. Apoi am început să-i povestesc ce pățisem în acea dimineață în timp ce veneam către ei. Am dat poveștii mele acea notă de umor care, oricât de crispat ar fi cineva, nu are cum să nu se amuze. Har, domnului, că mi-a făcut și acest minunat dar, umorul fin, însă care ajunge fix acolo unde doresc eu. La acea primă întâlnire nu am făcut nimic altceva, doar am povestit, am spus glume, adică am reușit să ne apropiem puțin, dar cel mai important, i-am câștigat încrederea. Apoi au urmat alte și alte întâlniri. Când povesteam, spuneam glume, dar începusem să și lucrăm infor energetic. Avea încredere în mine și astfel discutam de ce este el atât de rezervat, de ce a ales să se ascundă în spatele unei măști care nu îl reprezenta pe el, ci un alt personaj dintr-o altă poveste care nu avea nicio legătură cu el. Astfel mi-a povestit aceeași poveste tristă a copilului fără copilărie, care asista neputincios la agresiunile tatălui împotriva mamei. Participă involuntar la divorțul celor doi. Apoi, faptul că la el nu venea tatăl niciodată la vreo acțiune sau ședință la școală, îl durea când îi privea pe toți colegii săi care râdeau, se bucureau să mândrau cu tatăl lor, iar el veșnic singur, parcă nu avea mamă, parcă nu avea tată. Mama, ca să suplinească lipsa tatului, avea două locuri de muncă și de aceea ținea legătura cu școala doar prin telefon, lucru care îl durea atât de mult. Și așa, treptat, însă sigur pe alegerea făcută, a preferat să pozeze în mediocru perfect, a preferat să fie ignorat decât întrebat mereu de ce nu are și el părinți. Însă nu a putut să facă același lucru și când a fost vorba de învățătură. Era refugiul său, era colacul său de salvare, era fericirea pe care i-o aduceau cărțile citite cu asiduitate, chiar și când mama îl trimitea la culcare, iar el, cu o veioză micuță, se băga sub plapumă și citea aproape toată noaptea. Astfel, era poreclit ocilarul clasei, poreclă care s-a menținut și în anii facultății. Totdeauna a fost premiant, totdeauna a fost primul, nu a avut note de nou, nu a avut absențe, până și atunci când se îmbolnăvea mergea la școală cu atâta dorință, dragoste și dedicare, încât nu avea cum să scape de această poreclă, care la un moment dat chiar a început să-i placă. Până la urmă era un compliment, având în vedere că toți îl credeau mediocru, însă tocilar. Îi era frică să intre în relații de orice tip, fie cu fete, fie cu băieți nu voia să mai sufere. O făcuse destul în copilărie, își luase porția de suferință, cum îi plăcea să spună, mai în glumă, mai în serios. Treptat, treptat, am avut inițiativa de a-l invita la câte o plimbare prin oraș, la câte o cafea sau prăjitură. Este foarte adevărat, eu îl invitam, însă niciodată nu mă lăsa să plătesc eu. Era de o gentilețe, de un bun simț, și de o calitate morală ieșită din comun. Indiferent ce vârstă aveai, că erai femeie sau bărbat, știa întotdeauna să se comporte, să-și manifeste buna creștere, dar mai ales să-și arate frumusețea sufletului său atât de mare și de generos cum era. Problema era că mereu se ferea de oameni, nu intra în contact cu ei, încerca să-i evite, încerca să treacă cât mai neobservat. Dar cum oare să o faci când vezi un bărbat de 1,85 m cu aspect atletic, cu un ten frumos, foarte ușor creol, ziceai permanent că a făcut măcar o zi de plajă, cu o față prelungă, cu niște ochi negri ca abanosul, cu părul la fel de închis la culoare, cu niște buze frumos conturate și mereu ușor umede de ziceai că se dă special cu strugurel sau alte farafastâcuri ca să arate așa. De câte ori ieșeam în oraș, eram extrem de atentă la privirile celor din jur, care, ca și în cazul fetei, rămâneau uimiți cât de frumușel era. Pentru că nu reușeam să-l fac să intre în contact cu colegii de serviciu, nici nu încăpea vorbă de alte persoane necunoscute. Am început să aranjez întâlniri întâmplătoare cu prietene de ale mele care se prefăceau îngrijorate că s-a stricat calculatorul, laptopul sau TV-ul și astfel el, care le vedea atât de triste, se oferea să le ajute. Așa a început să cunoască oameni, a început să socializeze, a început în sfârșit să trăiască. Nu mică i-a fost mirarea când a constatat că nimeni nu-l agresa, că nimeni nu-l punea la colț, că nimeni nu-l jignea, mai ales că nu aveai cum el fiind atât de manierat. A început să se apropie timid de colegii de serviciu, și fete și băieți, care văzând ce băiat minunat este, au început să-l invite la petreceri, în excursii, ba chiar și concedii. Și așa, ușor, ușor, însă foarte sigur, a pășit în viață, a început să simtă gustul prieteniei, al comunicării între oameni, al sentimentelor care se nasc între oameni. Astfel, am constatat că aceste sentimente pot fi de iubire, de respect, afecțiune sinceră, compasiune, milă, dor, drag, etc. Nu numai de frică, groază, stres, agitație, frustrare, etc., pe care le experimentase la intensiv, nu la fără frecvență, cum făcea cu sentimentele pozitive, unde nu a avut să se acces nici măcar așa, câteodată. Începuse să se deschidă, să râdă în hohote de un banc bun, de o întâmplare mai amuzantă, nu doar să zâmbească în colțul gurii așa cum o făcea în prima zi când l-am cunoscut. În timpul acestor întâlniri cu prietenii, că da, între timp îi deveniseră prieteni, a cunoscut o fată superbă, pe care, la numai câteva luni după ce a cunoscut-o, a cerut-o de soție. Și asta numai după ce m-am trezit într-o seară cu un telefon la care îmi cerea să-i măsor compatibilitățile cu ea, care este important să vă spun că erau perfecte. Astfel, iată-mă invitată de onoare la o nuntă, cam povești cu prinți și prințese. Nu pot să nu fiu fericită când mă gândesc la el și la frumoasa lui soție, la cei doi copii super băiat și fată, la viața lor minunată, la faptul că el nu a împrumutat nimic negativ de la tatăl său, ba din potrivă, urăște și acum astfel de atitudini. Nu pot să nu mă bucur ca un copil atunci când sună telefonul și aud vocea care, așa cum o știu, caldă și tandră, mă invită și pe mine, tânăra pensionară, la aniversarea uneia dintre ei, la o masă în familie la sfârșit de săptămână sau chiar într-o mică excursie. Aceasta este bucuria mea, aceasta este satisfacția muncii mele, rezultatul concret al muncii făcute cu pasiune, dedicare și perseverență. Iar și iar îi mulțumesc lui Dumnezeu care mi-a dat atât de multe daruri care se completează unul pe altul. Acum, după ce v-am povestit aceste exemple de oameni minunați, iar ca ei aș putea să mai dau zeci, ba cred chiar sute astfel de cazuri pe care le-am cunoscut concret în plan fizic, îmi voi lua libertatea de a ruga pe toți cei care nu au gustat cupa durerii frustrării, lipsei de iubire, a copilăriei furate pe nedrept. Să nu mai catalogheze oamenii doar după aparențe. Să încerce să-i cunoască, să încerce să se apropie de ei, să privească la frumusețea sufletelor lor, iar apoi, după ce vor fi convinși că ei sunt fără de picană, abia atunci să arunce cu pietre în cel vizat de ei. Toți dar absolut toți oamenii sunt frumoși, sunt minunați, sunt unici și speciali, doar că unii au avut mult de suferit și atunci au ales diverse măști sub care se ascund, una dintre ele fiind cea a mediocrității. Când neîmplinirile ne dau târcoale și uneori ne copleșesc, când sufletul ți este răvășit, Trist și pustiu, când nimic nu te mai mulțumește, când simți înăuntrul tău un gol imens, pe care nimeni și nimic nu l poate umple, este cât se poate de clar că ai acumulat o sumedenie de neîmpliniri în mai multe planuri ale vieții tale. Sufletul tău simte că nu mai poate duce această suferință permanentă, simte că trebuie să facă ceva, să ne trezească, să ne pună la treabă. Toată viața ta te-ai străduit să faci lucrurile cât ai știut tu de bine și toți cei din jur te-au blamat că nu ești bun de nimic, că nu ești în stare de nimic. Și atunci această repetiție ți-a dat de gândit și te-ai întrebat în sinea ta, oare așa să fie? Însă hai să mergi mai departe. Ai iertat și ai continuat să faci lucrurile cât mai bine posibil, însă au apărut alte și alte reproșuri, alte și alte nemulțumiri din partea lor și atunci iar a apărut întrebarea firească. Ce greșesc? De nimeni nu pare a fi mulțumit de mine și de rezultatul muncii mele. Și astfel a apărut una dintre neîmpliniri, neîmplinirea omului care se străduiește din răsputeri să facă lucrurile bine și totuși nu ies și totuși. Ai tot mers înainte cu furtuna vieții în față, cu greu ai reușit să te ții pe picioare. Însă ai făcut-o. Apoi au apărut copiii și ai încercat să fie acel părinte pe care tu ți l-ai fi dorit. Și le-ai dăruit totul, dragostea ta, atenția ta, timpul tău, totul. Însă a venit o vreme în care copiii tăi au ajuns la concluzia că ai fost cel mai insuportabil, părinte, că ai fost cel mai rău, mai hidoș și urât lucru din viața lor. Și iar vii și-ți adresezi același tip de întrebări. Oare unde am greșit? Ce anume nu am făcut cum trebuia? Ai fost mereu acolo, lângă el, lângă copilul tău. Ai petrecut în nopți păzindu-i pătuțul când era bolnav, ținându-l de mână când încerca să facă primii pași. Învățându-l cum să pronunțe cuvinte și ce reprezintă ele, i-ai arătat ce înseamnă o floare, un fluture sau ploaia sau vântul sau soarele. L-ai învățat să țină lingurița în mână și multe alte obiecte necesare vieții. Ai mers cu el în toate acele locuri în care ai considerat că i-ar putea face plăcere. I-ai oferit tot ceea ce ai crezut că îl va bucura. Și totuși. Acel copil adult fiind nu și aduce aminte de nimic din toate acestea și te blamează ca și când ai fi cel mai acerb dușman al său. Și iar te întrebi, oare unde am greșit? Ce nu am știut să fac? Oare ce mi-a scăpat de sub control? Ce anume îl face să mă urască atât de mult? Și iată, că încă o neîmplinire îți umple bagajul vieții care devine din ce în ce mai greu. Ai vrut să fii partenerul ideal în familia ta. Te-ai străduit să fii fericit. Te-ai străduit să-i mulțumești și pe partenerul tău din răsputeri, astfel încât familia ta să funcționeze și să poți merge mai departe. Însă, într-o zi ți-ai dat seama că totul a fost o tristă mascaradă, o strădanie absurdă de a păstra ceva în care tu nu te-ai regăsit, în care tu nu te-ai împlinit și nu ai fost niciodată fericit. Ai plătit cu propria nefericire strădania de a păstra ceva în care tu nu te regăseai din diverse motive. Fiecare familie, având propria sa poveste de viață, și fiecare om având propria sa suferință, propria sa frustrare, propria sa nemulțumire pe care ani în șir te-a ascuns în adâncul sufletului tău, sperând astfel că nu le vei descoperi și vei putea merge mai departe. Ei, dar viața nu te lasă la voia întâmplării, dar mai ales nu te lasă să nu-ți înveți lecția, nu te lasă să sare tape din viața ta fără să le aprofundezi, fără să le experimentezi și atunci, într-o zi, te trezești că ceva în forul tău interior te strigă pe nume și îți spune că ai greșit drumul și trebuie să o iei de la început, oricât de mare ar fi prețul pe care va trebui să-l plătești. Ai obligația morală și sufletească față de tine însăți să faci acest lucru nu te poți preface la infinit că ești fericit, iar sufletul tău să plângă într-una, iar acolo, în forul tău interior, să simți un gol imens care nu poate fi umplut cu nimic din tot ceea ce există la ora actuală în viața ta. Când ai conștientizat că și în acest plan ai o neînplinire, deja te simți copleșit, spui că este prea mult și nedrept dar apoi îți aduce aminte că nimic în viață nu se întâmplă fără un scop anume, că toate vin în viața noastră după niște planuri divine bine stabilite și că fiecare avem traseul vieții noastre bine stabilit și oricât ai nega evidențele, va trebui să o iei de la început, cu toate riscurile inerente. Dacă ai o neîmplinire, poate două, Îți spui că nu este atât de grav însă când ele se acumulează într-un ritm alert acele neîmpliniri te vor copleși și te vor zrobi sub povara greutăților în acel moment va trebui să iei o pauză o vacanță specială pentru tine însă în care să stai de vorbă cu tine și cu Dumnezeu să-ți faci o listă cu toate aceste neîmpliniri și cauzele prezumtive pentru care au apărut în viața ta și după ce vei fi terminat această listă, să te așezi în fața lui Dumnezeu și să-i spui păsul tău așa cum este el, hidos, disgrațios, neplăcut, trist, nemulțumitor, și să-l rogi cu lacrimi în ochi să te ajute. Doar el îți știe nevoile și dorințele și de aceea numai el te poate ajuta. Mulți veți spune, ce să-mi facă Dumnezeu dacă eu nu am fost în stare să-mi cresc bine copilul sau nu am știut să-mi gestionez bine viața? Total greșit, deoarece atunci când vii aici în planul terestru, vii și cu o listă întreagă de lecții pe care va trebui să le înveți acum. O serie de lecții pe care, din diverse motive, probabil nu le vei învăța și va trebui să repeți aceleași experiențe și în alte existențe, astfel încât ușor, ușor să faci pas cu pas drumul spre desăvârșire. Și aceste lecții nu sunt nici pe departe atât de ușoare încât să le învezi din prima încercare, astfel încât va trebui să le repeți până la aprofundare. Nimic din tot ceea ce ni se dă Spre a învăța nu vine la voia întâmplării, nimic nu este întâmplător în viață, toate au un scop precis, de aceea totul este perfect așa cum este, numai că în momentul în care te simți copleșit de multitudinea neîmplinirilor tale, ai obligația să i măsuri și să încerci să-ți împlinești viața așa cum vei simți tu în acel moment, chiar dacă vei greși, ai acest drept, da, poți greși. Numai greșind vei putea învăța, vei putea evolua, vei putea să ajungi să ai momente de fericire mai lungi sau mai scurte, însă sigur le vei avea cândva. Iubirea, speranța și credința sunt cele trei ingrediente de bază ale propriei tale fericiri. Dacă una dintre acestea trei lipsește, Sigur, vor apărea neîmplinirile, vor apărea frustrările, vor apărea regretele, iar viața ta va fi un coșmar din care cu greu vei reuși să ieși. Însă, ceea ce trebuie să știi este că totul are o rezolvare. Depinde de noi înșine. Dacă vom accepta să trăim într-o zonă aparentă de confort, dacă cercetându-ne sufletul și conștiința, ajungem la concluzia că putem suporta povara neîmplinirilor noastre până la sfârșitul zilelor. Este ok, însă există și varianta să nu mai vrei să te chinui, să nu mai vrei să suferi să nu mai vrei să accepti simulacrul unei vieți în care tu ești doar un spectator care suferă că nu poate interveni. Ba da, poți interveni în orice moment, la orice vârstă, în oricare dintre momentele vieții tale, când tu vei considera că a venit vremea să o iei de la început. Nimeni nu-ți poate garanta că varianta ta este 100% de succes, Nimeni nu-ți poate confirma că această variantă îți va aduce fericirea mult visată, însă ai dreptul să încerci, să experimentezi, să înveți, ba chiar să greșești. Ai dreptul să fii fericit și împlinit în primul rând pentru tine însăți și abia apoi pentru cei din jur. Fiecare dintre noi ne naștem singuri, ne întâlnim cu alți oameni, conviețuim, trăim bune sau rele alături de ei și apoi, când plecăm, plecăm tot singuri. Viața ne este dată fiecăruia în parte alături de un bonus considerabil care se numește liberul arbitru, pe care Dumnezeu, în marea lui mărinimie, ni l-a făcut cadou și pe care nici măcar el nu îl încalcă. De aceea voi reveni la îndemnul meu preferat. Mereu, înainte, bucurându-te. Un mărțișor poate marca o viață. Este dimineața de 1 martie 2015. M-am trezit cu dorința fermă de a mai parcurge încă o dată textul acestei cărți să o pot trimite la tipar. Cuvintele jucăușe trec prin fața ochilor mei, mă bucură sau mă întristează în funcție de povestea pe care o spun. Această lectură m-a captat ca și când, citesc această carte prima oară în viața mea. Parcă nu am scris-o eu și tocmai încerc să văd despre ce este vorba în această carte. Telefonul sună și mă readuce în realitatea imediată. La telefon este verișoara mea, buna și draga mea verișoară. Ne salutăm cu dragoste infinită una pe alta, iar ea îmi mai mulțumește încă o dată. Doamne, mi-a mulțumit de mii de ori pentru un gest de care eu până acum câțiva ani nici măcar nu mai aduceam aminte. Haideți să vă spun despre ce este vorba. Cu ani în urmă am mers la această verișoară a mea în ziua de mărțișor. După nelipsitele îmbrățișări, pupicuri și urări de bine, i-am dăruit un mărțișor. Aceasta l-a primit cu bucurie, Însă, imediat a început să plângă. Am crezut că am greșit ceva, că am spus ceva nepotrivit și, evident, am întrebat-o ce s-a întâmplat. Aceasta, plângând, a început să-mi povestească cum în copilăria ei a fost marcată de faptul că eu în fiecare an îi trimiteam un mărțișor. Și mi-a povestit cum acest mărțișor era întotdeauna pus într-un plic pe o coală roz care întotdeauna era parfumată cu parfumul mamei mele. Acest plic sosea întotdeauna în ziua de mărțișor. Sau cu o zi înainte. De multe ori poștașul știind că aceasta este la școală, mergea și îi lăsa plicul acolo. Veți spune, dar este un lucru banal, un lucru obișnuit? Dragii mei, nu este chiar așa. De ce îmi permit să vă contrazic? Haideți să continuăm și veți înțelege imediat de ce spun asta. Verișoara mea locuia într-un sat micuț, în care de altfel și eu m-am născut, într-un sat în care oamenii erau ca mai toți oamenii de la sat, oameni cu posibilități materiale reduse. Nici nu se punea problema pe vremea aceea ca cineva din acel sat să dăruiască cuiva vreun mărțișor. Eu, locuind în capitală, chiar dacă nu eram o familie înstărită, aveam acest obicei pe care le extinsesem și la rudele de la țară. Și astfel, draga mea Ica, așa îi spuneam atunci, era singura persoană din acel sat care primea un mărțișor în ziua de 1 martie. Că îl primea nu era nicio problemă, problema era că pentru o zi, uneori chiar două sau trei, era vedeta școlii și a satului, deoarece și copiii, dar și adulții se bucurau de o potrivă de acelui mărțișor în satul lor, mai ales că acesta venea din capitală, adică din București. Hei, și ce important era pe atunci Bucureștiul! Oamenii aveau un respect anume față de cei care locuiau în capitală. An la rândul habar nu am avut că gestul meu de altfel firesc crea atâta bucurie, atâta agitație, într-o comunitate micuță, într-un sătu uitat de lume. Verișoara mea pentru o zi, două sau trei era cea mai fericită ființă de pe pământ. Purta cu mare bucurie mărțișorul trimis de mine toată luna martie, apoi le păstra într-o cutiuță din care le scotea când și când să se mai uite la ele. Să vă spun sincer, niciodată nu mi-am imaginat că un gest atât de banal ca al meu a putut afecta viața cuiva, chiar dacă în mod pozitiv, atât de profund, dar mai ales pentru o viață întreagă. În fiecare an de mărțișor verișoara mea trăiește cu intensitate maximă momentele trăite atunci în copilărie. În fiecare an nu uită să mai mulțumească încă o dată pentru bucuria pe care i-am oferit-o an de an, fără ca măcar să bănuiesc în fiecare an este la fel de emoționată ca atunci când mi-a povestit prima oară ce a însemnat pentru ea gestul meu simplu. Anul acesta a mai adăugat încă o mică istorioară din povestea vieții ei. Îmi spunea cum colege din clasa ei, în perioada iernii, stăteau lipite de soba clasei, se încălzeau, iar pe ea o trimiteau la cooperativă. Așa se numea magazinul din sat care avea toate produsele la un loc, de la cele alimentare, la sape, furci sau roabe, să le cumpere Eugenii. Iar ea, cu toate că mereu a fost mai micuță de statură, mai slăbuță, se ducea, chiar dacă afară gerul era năpraznic, doar pentru că acelea îi dădeau și ei o jumătate de Eugenii. Oare cât de mult a suferit draga de ea? dacă era nevoită să facă un așa efort pentru a primi și ia o bucățică de eugenie. Cât de dornică să fii să ți asumi gerul năpraznic, doar ca să goși și tu ceva altfel. Pentru cei tineri care probabil că acum se amuză copios, considerând că ei nu ar face un asemenea efort. Vreau să precizez că pe vremea aceea a mânca o Eugenie era deja un lux și eu chiar dacă locuiam în București nu aveam mereu posibilitatea să-mi cumpăr Eugenie, ci cumpăram doar cornuri de 25 de bani, iar când aveam bani mai mulți cumpăram cornuri de, cu cartofi de 40 de bani. Doar când și când se întâmpla să am bani să cumpăr și eu o Eugenie sau două, care costă 65 de bani cea comună și 75 de bani cea mai selectă. Iar această stare era o stare firească la majoritatea copiilor din cartier. Într-o școală puteai număra pe degetele de la o mână copiii cu posibilități materiale care își permiteau să vină la școală cu sandvișuri, cu mezeluri. Toți copiii veneau cu sandvișuri cu margarină, unirea și marmeladă sau gem făcute de mamele noastre sau aveau bani să-și cumpere două cornuri de 25 de bani și doar în zilele de salariu ale părinților primeau bani de își puteau permite cornurile cu cartofi sau eugeniile. De ce am dorit în mod special să adaug această povestire în cartea mea? Simplu, Deoarece trăiesc și eu în această societate, văd, observ și trag concluzii. Este minunat că lucrurile au evoluat. Este absolut fabulos că marea majoritate a copiilor nu mai sunt în această situație neplăcută. Însă, de aici și până la nemulțumirile permanente pe care le văd la copiii de astăzi, sunt mulți pași pe care eu refuz să-i înțeleg. În condițiile în care încă mai există copii care parcurg kilometri întregi de acasă până la școală, unde frigul a pus stăpânire pe clase, iar aceștia sunt nevoi să învețe în frig îmbrăcați ca afară, și cu mănuși în mână, în condițiile în care pe tera există zone în care copiii mor pe capete de foame sau deshidratare, nu pot și nici nu vreau să înțeleg răsfățul dus la extremis. Da, toți ne iubim copiii, toți ne iubim nepoții, însă poate că ar trebui când și când să le povestim cam cum am trăit unii dintre noi, să poată să facă singur o comparație și să nu mai fie atât de agresivi în cererile lor. În niciun caz nu dau eu lecții nimănui cum să-și crească copiii sau nepoții, însă aceste povestiri adevărate poate că ar ajunge acolo în sufletele lor și ar aprecia cu adevărat faptul că nu le lipsește mai nimic din ceea ce își doresc. Capitolul 3. Experiențe de terapeut pacient. Primul meu pacient. Se întâmpla în prima zi după terminarea cursurilor de inforenergetică. Era cu câteva zile înaintea Crăciunului din 1996. Afară era frig, fulgii cădeau grăbiți pe pământ, așternându-se ca o mantie albă de puf. Eu mă grăbeam către birou, unde știam că voi avea o zi plină, că voi avea destul de mult de lucru. Mă gândeam la câte lucruri interesante învățasem în cele trei luni de când împreună cu soțul meu pășisem timidă pentru prima oară la aceste cursuri. Mă gândeam și în același timp mă întrebam dacă Dumnezeu a decis ca eu să fac această treabă menită de el pe pământ. Aveam o oarecare îndoială în suflet. Oare de ce dintre atâția oameni mult, mult mai inteligenți, mult mai școliți, mult mai mă alesese și pe mine? Mergeam și mă gândeam, îmi imaginam cum din chiar acea zi mă voi apuca să aprofundez ceea ce învățasem. Mergeam grăbită și speram în sufletul meu că voi reuși să-mi termin treaba, că îmi voi găsi timp suficient să mai citesc încă o dată cursurile pe care le luasem cu mine ca pe un trofeu bine meritat. Eram fericită și în același timp mi era teamă să nu greșesc, să nu fac ceva care să pună vreo persoană în suferință. De ce, Doamne, ai decis ca eu. Am ajuns la birou, unde mormane întregi de plicuri așteptau cu minți să fie desfăcute, să fie înregistrate și apoi împărțite pe departamente. Pe un colț de etajeră, un teanc de hârtie așteptau și ele cu minți să fie puse în plicuri și expediate în toate colțurile țării și ale lumii. Nu știu de ce dar eram fericită, cu toate că neîncrederea încerca să pună stăpânire pe mine. M-am apucat de lucru cu un entuziasm special, cu o bucurie și o nerăbdare nemăsurată de a termina cât mai repede toată treaba, apoi să mă apuc să citesc cursurile care mi erau atât de dragi. După vreo două ore, în biroul meu a intrat un coleg de la resurse umane, un domn absolut deosebit, un om pe care îl știam de mulți ani, pe care îl respectam și îl iubeam din tot sufletul meu. Nu făcea parte dintre acei colegi de la resurse care afișau masca aceea de inabordabil, de indiferență, de persoană veșnic ocupată cu multe lucruri. Niciodată nu fusese un scorțos. Niciodată nu intrase în vreun birou să nu aducă cu el un zâmbet cald din toată ființa lui. De câte ori venea în biroul meu, îmi povestea diverse lucruri, îmi spunea glume, bancuri făcute pe seama cu tărui sau cu tărui personaj din politică, din media. Ei, era un om cu care îți plăcea să faci conversație. În această dimineață, cu toate că a venit cu acela zâmbet larg, am simțit din tot sufletul că ceva nu este în regulă cu el și pentru că ne știam de prea multă vreme, nu am avut nicio reținere să-l întreb ce s-a întâmplat, de ce îl simt așa, cumva, într-un fel. El a zâmbit și curios m-a întrebat, Mă, tu ești mama Omida? De știi că am o problemă? Eu râzând i-am răspuns că nu, nu sunt mama obina, bineînțeles că nu, dar dacă mă voi strădui, voi putea să fac lucruri mult mai bune decât ea. Tot râzând m-a întrebat pe un ton glumeț, ia spune cam ce zici tu că ai putea să faci? În clipa aceea mi s-a pus un nod în gât și am început să mă bâlbâi. Colegul meu, văzând că m-am făstăcit, a continuat răzând. Păi, de exemplu, ai putea să-mi dai un antinevralgic. Nu de alta, dar m-am trezit astăzi cu o durere de cap îngrozitoare. Nici nu-mi venea să vin la birou, dar am mult de lucru și de aceea am venit. Cu toată timiditatea am spus că eu nu prea sunt de acord cu medicamentele de sinteză chimică și că, dacă nu se superă pe mine, aș putea încerca să-l ajut altfel. M-a privit cu ochii lui mari și negri și a zis, mă, sper că nu mă vei viola. L-am asigurat că nu voi atenta la integritatea lui corporală, dar că îl voi ruga să nu râdă de mine, dacă va trebui să citesc dintr-o agendă ceea ce am de făcut. S-a amuzat copios, adresându-mi se de data aceasta cu un ton curios, măi dacă este vorba de agendă, înseamnă că este treabă serioasă, deci cam despre ce este vorba? Am început să-i explic în linii mari despre ce este vorba și mai ales am pus accentul pe faptul că orice ființă se poate încărca cu energii negative care, în cantități mai mari, pot da nu numai dureri de cap, dar și alte simptome. Pe măsură ce îi povesteam despre ce este vorba, devenea din ce în ce mai curios, din ce în ce mai interesat. La un moment dat, plin de un elan, plin de curiozitate, mi-a spus Știi ceva? Ia hai, pune tu mâna și fă ce știi că ai de făcut, că eu oricum nu prea știu cu ce se mănâncă ceea ce-mi povestești tu." L-am rugat să se așeze, să închidă ochii și să spună o rugăciune în gândul lui, după care am deschis agenda și cu un ochi pe ansă, unul pe agenda și cel de-al treilea pe subiect, m-am apucat de lucru, plină de încredere și entuziasm, sperând că îl voi ajuta să se simtă mai bine. Când am terminat, i-am recomandat să deschidă ochii încet și, dacă vrea, să-mi spună ce a simțit. A deschis ochii încet, de parcă era frică să nu vadă vreun monstru. A adânc și plin de extaz, m-a întrebat. Măi, fato, ce mi-ai făcut? În timp ce făceai tu acolo ce știi tu, am avut senzația că mi-ai luat o povară de pe umăr și că ceva înăuntru meu iese pe undeva prin creștet. Așa trebuia să simt? Am pus privirea în jos. I-am mulțumit lui Dumnezeu a cărei prezență o simțisem acolo, lângă mine, în mine. Apoi am început să plâng ușor. Colegul meu nu înțelegea ce se întâmplă cu mine, de ce plâng, cu ce m-a supărat, ce a greșit. În câteva minute m-am liniștit și i-am explicat că era primul meu pacient, că sunt fericită, că ceea ce i-am făcut l-a ajutat să se simtă mai bine și că toată dimineața avusese îndoieli. Hm, ce multe îndoieli. Ausese îndoieli că voi putea face ceea ce este necesar și chiar. Îmi imaginasem primul pacient. Atunci, ca să destindă atmosfera, m-a întrebat rezând. Și, și eu eram primul tău pacient în imaginația ta? Ne-am amuzat copios de gluma lui, după care a plecat promițându-mi că va reveni mai târziu să-mi comunice cum se simte. Au trecut câteva ore timp în care nu m-am ocupat decât de lucrările de la birou. Doar din când în când gândurile îmi fugeau către colegul meu, care nu mai venea odată să-mi spună cum se simte. Înainte cu câteva minute de terminarea programului, ușa se deschide și colegul meu, foarte fericit, a intrat pe ușă însoțit de un alt coleg, cu aceeași problemă ca sa. Radia de fericire și fără să stea prea mult pe gânduri, i-a arătat scaunul pe care stătuse el în cursul dimineții și a exclamat autoritar glumeț. Hei, Neluța, apucă-te de treabă! Dacă pe mine mai făcut bine, trebuie să-l ajut și pe colegul nostru. După care a plecat râzând în hohote. Din acea zi am știut că da, Dumnezeu a decis care nevoie de mine aici pe pământ să fac treburile care vor fi în misiunea mea personală. De atunci vibrez de bucurie când lucrez cu oamenii, când văd că îi pot ajuta, când văd că se poate și că Dumnezeu îngăduie ca foarte mulți oameni să se vindece de boli la care medicina alopată nu dă nicio șansă. Oricine solicită o terapie inforenergetică pentru orice problemă de viață sau de sănătate are o grămadă de beneficii, o sumedenie de lucruri de învățat și o multitudine de stări pe care nu și le pot imagina. Indiferent ce problemă aveți, căutați un terapeut inforenergetician care să vă ajute atunci când vreți să vă căsătoriți fără umbra de un doială pe care foarte mulți o au înainte de a face pasul decisiv. Măsurându-vă compatibilitățile cu viitorul sau viitoarea parteneră, veți ști dacă alegerea voastră este cea corectă, veți ști dacă acea familie va funcționa sau nu. Să vă ajute când aveți o problemă de sănătate sufletească, pentru că înainte de a se îmbolnăvi psihicul și fizicul nostru, mai întâi se îmbolnăvește Sufletul. Există posibilitatea ca acesta să fie vindecat înainte de a vă afecta întreaga ființă. Să vă ajute când doriți să porniți la un drum nou, un nou serviciu, o nouă afacere, un concediu, etc. Orice consiliere inforenergetică vă poate ajuta în toate domeniile vieții voastre, deci nu amânați să nu fie mult prea târziu. Dacă simți că te identifici cu una sau mai multe din exemplele date mai sus, dacă știi că sufletul tău are nevoie să fie ascultat, înțeles și ajutat, nu întârzia să mă întrebi ce este de făcut. Dacă relația ta scârție, tocmai acum, când mai ai doar o lună până la căsătorie, întreabă-mă să găsim soluția de rezolvare a problemei înainte să fie prea târziu și astfel să eviți o confruntare la tribunal, notariat sau primărie. În general, nu există niciun domeniu în care să nu poți fi consiliat de un terapeut inforenergetician. Cum nu există niciun fel de interdicții de rasă, apartenență politică, religioasă, culoare sau convingeri personale. Se pot folosi de această cunoaștere și atei. Nu există niciun fel de blindaje sau distanțe la care să poți lucra. Lucru telepatic este uzual în situația în care pacientul se află într-o altă localitate sau țară, ba chiar planetă. Când Dumnezeu vindecă oamenii prin oameni, este ora patru dimineața și dintr-o dată mă trezesc cu certitudinea că acum, în acest moment, este necesar să scriu, să spun cum Dumnezeu vindecă oamenii prin oameni. Nu am înțeles niciodată și probabil că nu voi înțelege vreodată de ce Dumnezeu a decis ca și eu să pot să-i fiu de folos și prin mine își poate manifesta iubirea față de oameni. Știu un singur lucru: că îmi place să mă las folosită de el, supremul, de el, creatorul a tot și toate, de el iubirea necondiționată, de el începutul și sfârșitul acestei luni. M-am trezit cu certitudinea că este necesar să scriu despre cel mai interesant și scurt caz al meu. Mi-aduc aminte cum o colegă de servici a venit uh, într-o zi la mine în birou și m-a rugat, destul de timidă, dacă vreau să mă ocup de fratele său, care de o perioadă destul de mare nu reușește să își rezolve o problemă de sănătate. M-am bucurat sincer că îi pot fi de folos și am convenit cu ea să vină a tua zi de dimineață împreună cu acesta să-l văd și eu. În dimineața următoare, la ușa biroului meu, mă aștepta un bărbat în floarea vârstei, probabil în jurul vârstei de 30 și ceva de ani. Nu am întrebat și nici nu mi s-a comunicat acesta amănunt, deoarece nu mi-era necesară în această situație. Ne-am salutat politico și l-am invitat în biroul meu. Acesta era cât se poate de reținut și chiar stânjenit, aș putea spune, de faptul că, după ce vreo doi ani umplase din medic în medic, acum ajunsese într-un birou la o persoană care se vedea cu ochiul liber că nu este un cadru medical, o persoană recomandată de către sora dumisale, la care venise doar așa, pentru că familia insistase să încerce această variantă. Am stat câteva minute de vorbă și acesta mi-a povestit cum de circa doi ani i-a apăruse undeva în zona gâtului o screscență, care, dacă la început era micuță de tot, cu timpul a crescut până la dimensiunea unui ou de găină. Nu îl durea, nu îl jena, nu îl deranja, decât atunci când era nevoit să poarte cămașă și cravată, deoarece atunci trebuia să preseze acea excrescență și nu era chiar plăcut. În rest, nimic și din comun, decât aspectul nu tocmai plăcut a unui ou poziționat fix pe gâtul acestuia, undeva în zona laterală, însă extrem de vizibil. Am mers la mai mulți medici, care mai de care, mai specialist, însă niciunul nu a fost atât de hotărât încât să-i spună ce are de făcut. Unii îi recomandau operația, alții din potrivă spuneau să nu care cumva să umble acolo, că nu va face decât să strânească și mai mari probleme. Singurul la care nu ajunsese încă fusese el. Supremo. El medicul a tot și toate, deoarece se știe clar că doar cel care creează este și cel care poate vindeca, cel care poate repara orice se strică. Și iată că acum ajunsese să se intereseze cum ar putea să-l solicite, cum ar putea să-l abordeze, cum ar putea să-i ceară ajutor. L-am ascultat cu mare atenție, l-am întrebat una alta, alt, lucruri care, poate la prima vedere, păreau că nu au legătură cu subiectul pentru care venise la mine. Apoi am stat câteva minute liniștită, m-am rugat, am luat ansa și m-am apucat să măsor. Pe măsură ce măsuram, am avut credința fermă că eu, pe acest pacient, nu-l voi mai întâlni niciodată în această existență a mea și a lui. L-am întrebat dacă știe vreo rugăciune. Știindu-se că această terapie se bazează pe învățăturile Sfintei Scripturi și pe toate științele moderne, acesta a negat, spunându-mi că nu, nu a avut timp să învețe o astfel de rugăciune. M-am oprit din măsurat și am început amândoi să spunem rugăciunea Tatăl nostru. După ce am repetat-o de câteva ori, deja pacientul meu o știa, așa că am trecut la pasul 2 și m-am apucat de lucru. Am făcut tot ceea ce știam că am voie din partea divinității să aplic pe acel pacient. M-am rugat și am dat câteva sfaturi pe care l-am rugat să le pună în aplicare chiar din acel moment. Am măsurat să văd când să-l mai chem la încă o ședință de terapie inforenergetică și mi-a ieșit că nu este necesar să ne mai întâlnim. După ce am mai schimbat câteva politețuri și amabilități inerente în astfel de cazuri, acesta a plecat destul de dezamăgit, deoarece probabil se aștepta la ceva spectaculos, la ceva concret. Nu l-a spus rugăciuni și atât. După plecarea lui, m-am tot gândit de ce Dumnezeu a decis că nu va trebui să-l mai văd pe acest domn și să continui ceea ce am început. Însă nu am reușit să găsesc niciun răspuns. Am abandonat această idee și mi-am văzut de treburile zilnice, știind clar că Dumnezeu are un plan pentru fiecare, iar eu nu sunt în măsură să-i cer socoteală. Să Ziua a trecut ca toate celelalte, cu lucrările de la birou și apoi cu treburile casei. A doua zi dimineață, la ușa biroului meu, mă aștepta zâmbind colega mea, care se vedea că este nerăbdătoare să-mi comunice ceva important. A sărit în întâmpinarea mea, m-a îmbrățișat, și m-a sărutat pe ambii obraji, apoi fericită mi-a spus că fratele ei o sunase de dimineață să-i comunice că acel ou de găină probabil că plecase în lumea lui, deoarece la gâtul său nu mai era nici măcar locul, dar, minte, ouul care îi crease atâtea probleme pe o perioadă atât de lungă. Colega mea îmi spunea toate acestea cu o bucurie pe care nu o pot descrie în cuvinte, iar eu, Rămăsesem cu gura căscată, cu cheia biroului în mână, ne mai știind ce trebuie să fac. Ascultam și în sufletul meu eram siderată de calea, de răspunsul pe care Dumnezeu alesese să-mi-l dea la nici 24 de ore de când mă despărțisem de pacientul meu. M-am trezit mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru ajutor, pentru răspuns, pentru implicare, deoarece este clar, că acolo era mâna lui. Nimeni nu putea să facă așa ceva fără mâna lui. Am deschis birou și m-am așezat pe primul scaun apărut în cale să-mi revin, deoarece emoția era atât de puternică încât nu mai eram în stare să mă țin pe picioarele mele. Conștientizam că Dumnezeu a ales să lucreze prin mine, a ales să vindece acest om prin mine. Eram încântată de faptul că de data aceasta eu am fost cea care am fost aleasă să fiu soldatul disciplinat prin care el să lucreze. Oare ce anume făcusem de Dumnezeu alesese ca prin mine să vindece acest om care suferea de atâta amar de vreme? Însă aflasem că nu-i place să știm noi judecățile lui decât în anumite condiții, așa că m-am lăsat pe gubașă gândindu-mă la pilda pe care părintele Cleopa o povestește într-una din cărțile sale. A fost un care călugă Sihastru care se ruga lui Dumnezeu, Doamne, dăm să știu ce sunt judecățile tale și s-a rugat pentru a-i descoperi acesta. Dar Dumnezeu nu i-a arătat cele ce sunt cu neputința omului a le cunoaște. El a postit mai departe, insistând în rugăciune. Atunci Dumnezeu i-a dat în gând să meargă la un bătrân care să-l lămurească. A luat hrana și a plecat la drum. Dumnezeu i-a trimis un înger în chip de călugăr, care l-a întrebat încotro se îndreaptă și s-a oferit tovarăși de călătorie. În ziua întâi, au găzduit la un creștin iubitor de Dumnezeu care i-a cinstit cu omenie. Au mâncat dintr-un blid de argint, iar după masă îngerul a luat vasul și l-a aruncat în mare. Sihastru s-a întristat de acest fapt. Au plecat de acolo și a doua zi au găzduit la un om primitor de străin care i-a cinstit așa cum se cuvine. Omul acela a adus la dânsii pe singurul său fiu ca să-l blagozlovească. Dar peste noapte îngerul a sugrumat pe micuț. Sihastru a simțit, dar nu i-a zis nimic. În cea de-a treia zi de călătorie n-a oflat pe nimeni care să-i primească, însă au găsit o casă pustie veche. S-au așezat la umbra pereților și au început a mânca pozmagi. După ce au terminat, îngerul s-a ridicat, s-a încins, s-a început a strica casa și iarăși a o Atunci Sihastru a început a locăre cu mânie. Oare înger ești sau drac? Că nu faci lucrurile lui Dumnezeu. Îngerul l-a întrebat, dar ce am făcut? Iar bătrânul i-a explicat. Ieri și alaltă, acolo unde ne-au primit acei oameni de Dumnezeu iubitori, Unuia blidu-i l-a aruncat în mare și altuia i-a omorât copilul, iar aici, unde n-am aflat nimic și nici oameni nu sunt, oare cui zidește această casă? Îngerul i-a spus, să nu te minunezi, nici să nu te zmintești de mine, ce ascultă. Omul care ne-a primit întâi era plăcut lui Dumnezeu, dar blidul pe care l-am aruncat îi venise dintr-o nedreptate. Ca să nu-și piardă plata sa din pricina blidului, l-am aruncat în mare. Iar tu nu te mira de aceasta. La fel al doilea om era plăcut lui Dumnezeu, dar de-ar fi trăit acel copil, de mare răutate avea să-i fie pricinuitor. Pentru aceea, l-am sugrumat și i-am scos sufletul pentru bunătatea tatălui său, ca și acela să se mântuiască. Deci nici aceasta să nu te smintești, părinte. Iar bătrânul a întrebat, dar aici, în loc pustiu, de ce ai stricat casa și iarăși ai zidit-o? Îngerul i-a răspuns, omul care a locuit aici și-a pierdut averea și sărăcind a plecat. Dar moșul lui, când a zidit casa aceasta, a pus aur în perete. Pentru aceea i-am surpat casa, ca nu cumva să piardă cineva pe Dumnezeu căutând aurul acela aici și sufletul să se osândească, că zidul nou arată că pereții vechi nu mai sunt. După ce a explicat cu deamănuntul îngerul a îndrumat, mergi bătrâne înapoi la chilia ta și nu te mai osteni fără de minte. Ce grăiește Duhul Sfânt, judecățile Domnului sunt adânci și necercetate și neștiute de oameni. Nu căuta să le pătrunzi, că nu ți este de folos. Și brusc, într-o clipă, s-a făcut îngerul nevăzut, iar Sihastru, temându-se, a înțeles să nu mai întrebe de judecățile lui Dumnezeu, și așa și-a mântuit sufletul în Domnul Dumnezeu nostru Isus Hristos. Amin, amin, amin. După ce mi-am amintit această pildă, am conștientizat că Dumnezeu alesese în acest caz calea miracolului, calea cea mai simplă pe care o are, spre a întoarce oile rătăcite la turmă. Da? Și se pare că eu îi făcusem și de această dată treaba aici pe pământ, și că iar alesese să vindece un om printr-un altul. De data aceasta se întâmplase că eu să fiu aceea. Mulțumesc, Doamne, pentru încrederea pe care mi-o acorzi cu atâta generozitate.